profesional pompier Onicuță Gheorghe. Domnul inspector la Prilomonii Regulescu Jiu. Domnul profesor pensionar Gură Neculai. Domnul Băncilă Gheorghe, este în spatele dumneavoastră. În spatele dumneavoastră. Domnul Băncilă Gheorghe și domnul Enția Vasile. Și doamna Onicuță Aurica. Aceștia sunt cetățenii care au binevoit, cum v-am spus, ca astăzi să participe la ședința noastră de Consiliul Local. De bună seamă și conform legii, toate ședințele de Consiliul Local sunt ședințe publice, la care orice cetățean la comune, ca și nu numai, poate să ia parte la dezbatere, poate să vină cu argumente, poate să vină cu idei, poate să vină să ridice probleme cu care se confruntă în comunitate. Poate problemele care administrația publică locală, câteodată chiar și Consiliul Local, nu are cunoștință. Și de aceea vă salut încă o dată prezența dumneavoastră și sper într-un bun aput și într-o bună colaborare ca comuna noastră să urmeze pașii cei mai buni, să facem lucruri cât mai bune și benefice pentru comunitatea noastră. Până o să vină domnul doctor, să ne așteptăm un pic ca să putem alege președintele ședință. Fost președinte ședință pe perioada 3 luni a fost domnul Roșu Constantin. I s-a terminat mandatul, astăzi vom alege un nou președinte pe o perioadă iar de 3 luni de zile. Dacă sunteți de acord, să începem fără domnul doctor Radu, dacă sunteți la asta de acord cu domnul consilier, vă putem începe. Da. Și atunci vă propun să faceți, la rândul dumneavoastră, propuneri pentru nou președinte ședință. Domnul Slavu? Am o propunere pe doamna viceprimară, Gabriela Bojoșa, la Fintă. Mai există alte propuneri? Domnul Roșu? De domnul Grânceanu. A fost. Și aș face și eu o propunere. Da, domnul Grânceanu. Aș propune pe cineva care n-a fost președinte niciodată, pe stimatul domnul Prindea. Că de eu m-am zis că treaba cu serviciu. Eu m-am zis să-ți uitat. Deci, omul, da. Spun la vot, ce este doamna viceprimară? Ce scuți ce zici? Îmi pare rău. Nu, dumneavoastră nu. Nu m-am profilie locală. Deci, mie este un dar aproximat. Domnul Slavu, să pun la voi. Acceptă să candidezi pentru cum? Doamna, da, da. Domnul Slavu, acceptă? Nu, eu nu, că n-am cum. Altă propunere? Vrăgeam, accept. Dar nu sunt propus. Ba da, m-am propus chiar. Da. Înseamnă că rămâne doamna... Nu. Spune-mi o rău, practic, la voi. Spune-mi la voi. Cine este doamna viceprimară? Să fie ședință? Ceilalți am venit. Păi, un singur candidat. Da. Domnul Brăceanu. Domnul Brăceanu. Domnul Brăceanu. Accepta. Să intri în concurs cu doamna... Păi aici asta trebuie. Dacă acceptă să... Am avut impresia că domnul Brăceanu a spus da. A zis da inițiativa. Da. Accepta domnul Brăceanu? Nu. Deci, în alimitate de votul doamna viceprimară a fost la reasă președintă de ședință, va conduce următoarele... Următoarele trei voturi și de trei voturi. Nu am dar înțeles că este și domnul. Și mai sunt propunere în situația asta? Păi, domnul Moșu, a zis că... Nu s-a retras mai apoi după ce ce-ar accepta să ajungă. Da, poate mai există o propunere. M-a acceptat propunere? Nu, s-a supus la vot. Domnul, am eu o propunere, domnul Brevine, că de asemenea mai fost de mult timp. Domnul Brevine, să alege, nu trebuie atunci. Domnul Brevine, acceptați? Da? Mă repet încă o dată. Cine este pentru doamna viceprimar să fie prezentat cu cine? Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voturi din 10. Să vă spate. Mai propun la vot? Da. Vă mulțumim, doamna viceprimar, că se conduce și în zică sub locală, vă doar că nu înțeleg. Doamna viceprimar. Să încep și eu ședința, nu? Da, da. Deci, din 13 consilieri aleși în funcție, sunt prezenți 10. Lipsesc 3 consilieri, domnul Moise, domnul Catană și domnul Brânză, Constantin. Ședința este deja constituită. Domnul președinte, președintele ședinței a fost ales. Domnul Bădeanu, vă rog, la putea realizare. Nu, domnul Greceanu, scuze. L-am semnat, era dumneavoastră. Da. Lăsați că dau un lucru, domnul Rado. Așa trebuie. Comisia de Transmisie Publică Juridică.
cu apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, consideră că aceasta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 205/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumesc pentru încrederea acordată de a fi ales președintele ședinței și vă asigur să continui reprezentanții noastre în conformitate cu normele legale. Așadar, domnul primar, vă rog să prezentați proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi. Astăzi, pe ordinea de zi, avem două proiecte, trei proiecte, unul deja s-a discutat, alegerea președintelui ședință. Punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea investiției lucrări de aducțiune alimentare cu apă, punct, cuciuri, DJ-115, comuna Caraș, județul Bacău și a indicatorului tehnic economic a clienții acestea. Și la punctul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 4, am prins eu acum în seara asta, divers, având în vedere că sunt atât cetățeni prezenți din comună la această ședință, cu siguranță că vor fi și diverse discutate. Aș avea rugămintea dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră, să discutăm punctul 4 diverse la început, apoi să ne dezbatem noi, ordinea de zi, sau la urmă, poate participa și tânși, că zic că poate participa și tânși la o ședință, să discutăm la urmă. Că așa este normal și legat din partea noastră, domnii care au venit să vadă cum decurge o ședință de Consiliul Local al Consiliului Local Cașa. Înainte de a trece la ordinea de zi și de a supune spre aprobare dumneavoastră și a prezenta proiectul hotărâre privind investiția lucrării de acuțiune a lucrării cu apă, cu încursură 3G-115, comuna Cașa, sau Cașa de Subacău, aș vrea să, în fața dumneavoastră, fața care de la vedere, să aduc niște argumentări și să spun lucruri pe nume și un adevăr care nu poate fi contestat. În sensul că activitatea primarului și a Consiliului Local a Comunei Cașa în perioada 2012-2015. Eu zic că a fost o activitate destul de bună și o să fie în vădurile Comunei Cașa și dumneavoastră Consiliul Local. Activitatea primarului care a muncit și a făcut niște proiecte și a alergat și a făcut el drumuri la Iași, Bacău, chiar și în București, mâine voi pleca iar la București, la Ministerul Dezvoltării pentru alte proiecte. Vreau să mă laud, dar doamna Dinsu, care este contabil de 30 de la primărie, pensionar, de astfel, a spus că niciun mandat nu a făcut atât de drumuri că la orice semnare de contract și de acte privind proiecte, nu merge altcineva din partea primăriei și în partea consiliului, că primarul și contabil. Nu se semnează niciun act fără cele două persoane, având în vedere finanțările. Și aș vrea să încep și aș lua cu care la vedere să vină să și filmeze aceste documente, să rămână imortalizate pe imagine. Sunt documente reale, sunt documente care au fost aprobate de Consiliul Local Cașin, sunt proiecte de hotărâre inițiate de Cașin. Dar ce avem pe ordinea de zi astăzi? Avem pe ordinea de zi, domnul Cășin, avem pe ordinea de zi bazit proiectului și vreau să prezint și eu, am tot dreptul ca și pe bani. Să dau o... O să fac și atunci, dar vreau să dau o dată de seamă. Domnul Cășin, să-l de acord să prezint acest lucru. Nu, supunem la vot. Vorbiți în invitații trebuie să vorbesc. Nu, fie că a avut niște discuții vis-a-vis proiectele care s-au executat în Comuna Cași de Asfalt și mai departe, precum că nu ar fi mers cu Consiliul Local actual și a primarul actual. Bineînțeles, s-au făcut niște postări. Da, și aș vrea să dau o explicație că e mai asta. Toată lumea a făcut de plasă la... Să vină doamna contabilă. Nu mă un pic. Toată lumea a făcut de plasă. Haideți să vorbim civilizat. Noi ne referim, dacă sunteți de acord, să supunem la vot dezbaterea asta, ce se face. Domnul Curelea, lăsați-l pe domnul primar să ne spune despre ce este vorba. Pentru că nu s-a supus la vot un pic, cred că trebuia să supună la vot ordinea de zi. De exemplu, sunt nemulțumit pentru că din totdeauna am spus când se discută despre rectificarea bugetului local, fiecare consilier trebuie să aibă o foaie în față să discute vis-a-vis de vorbesc de buget, dar nu am nicio cifră. Da, adică... Domnul Vălean, despre ce este vorba? Este vorba strict despre asfaltare, pentru că au apărut nelămuriri și discuții că s-a terminat asfaltarea în satul Curița și că
Domnul primar vrea să arate contractul de finanțare. În ce dată a fost semnat? De cine a fost semnat? Asta e cu rectificarea? Nu este cu rectificarea. Este vorba despre... Deci, în decursul acestei săptămâni, am primit diverse sesizări de la cetățeni. Că de ce s-a asfaltat într-un loc și nu în celălalt? În altă zonă. Și atunci... Bine, atunci îmi cer scuzii, dacă mă cer scuzii domnului consilier. Vă rog frumos să discutăm, azi și sărbătoare, Sfânta Paraschiva, sărbătoarea de minuni. Azi să fim decenți, să discutăm frumos, să nu fim nervoși în discuțiile noastre, să nu dăm dovadă de calmitate și, zic eu, până la urmă și de bun simț, să ne expresăm unii pe alții. Vom discuta la diversii, domnul Voreanu, foarte bine această chestiune. Voi treceți prezent ordinea de zi și îmi cer scuzele de rigoare. Vă mulțumesc mult! Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției lucrări de aducțiune alimentare cu apă, punct Cuciur, DG115, Comuna Cașin, Județul Bacău și a indicatorului tehnico-economic aferent acestea. După cum bine știți dumneavoastră, am avut în ce trecute discuții pe tema apei potabile la Comuna Cașin. Această apă ajunge la locuitorul Comunii Cașin până... Da. Dar voi te-am știut-o, doamnă. Dar ce s-a acum? Mă știți cu acordea zi? Am știți cu acordea zi. Nu s-a suflut, dar nu s-a suflut. Da, încă o dată. Doamna președinte. Punctul 3, proiectul privind rectificarea bugetului local. Punctul 4, diversul. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Eu sunt de acord dacă mi se aduce rectificarea bugetului local, fără ala nu pot discuți, nu putem asculta. Nu știu cine trebuie să o facă, trebuie să o facă. Doar avea... Pe bun, nu era misiunea. Este cineva împotrivă? Tot. Deci eu nu se aprobă. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? E împotrivă, nu știu. Și am să mă explic de ce, cum se ia cuvântul. Deci este ordinea de zi în discuție. Da, da. Oricum trece, dar eu mă opun și am să vă explic. Mulțumesc frumos! Da, o să prezint proiectul 2 cu ordinea de zi. După cum vreau să... Întâi să discut și apoi o să vă citesc. Știți prea bine că alimentarea cu apa Comunei Cașin, al locuitorii practic din satul Cașin, satul Blașca și din zona Îndrășești, se face de la societatea comercială Trafie Sabacău, într-o conductă intermediară din punct Cuciur până în DG115, aparținând un conf mental lor. Societatea în care noi am în litigiu. S-a ajuns la niște dispute cu urtânsii, s-a oprit apa, am dat judecată, am obținut o ordonanță prezidențială, s-a depus în funcțiune iar conducta cu apă, dar pentru a evita această problemă și pe viitor să nu ne trezim că vom rămâne fără apă potabilă, am ajuns la concluzia ca să facem o conductă a noastră, separat, să nu mai depindem astfel de nimeni și oricând vine cineva, zic, doamne, vă închid vara, mai aveți apă. Și pentru asta am inițiat acest proiect de hotărâre, care le propun pe aprobarea astăzi dumneavoastră, să facem această conductă. Și el spune în felul următor. Hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorului tehnico-economici la obiectivul lucrări de aducțiune alimentare cu apă, punct Cuciur, DG115, Comuna Cașin, de sub acolo. O să trec peste preambul unde ne spune, conform legii care știți prea bine dumneavoastră, la fiecare ședință și le auziți. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă investiția și indicatorii tehnico-economici la obiectivul lucrări de aducțiune alimentare cu apă, punct Cuciur, DG115, Comuna Cașin, Județul Bacău, după cum urmează. Indicatorii tehnico-economici. Investiția este valoarea totală de 17.999,48 euro, fără TVA, respectiv 79.597,28 bani, fără TVA. TVA 19.103 lei. C plus semn, 79.597 lei. Plus euro dată de 10.09.2015, 1 euro egal cu 4,42 de bani. Indicatori tehnici. Aducțiunea de apă costă în conducta de distribuție acordată la sistemul de alimentare cu apă existent, cu următoare caracteristici. HDPE 200 mm PN6, lungime 200 m liniar, realizarea două cămine din învățare beton cu dimensiune de 1,50 pe 2 metri ori 2 metri înălțime și 1,50 ori 1,50 ori 2 metri înălțime și realizarea plasamentului din conducta existentă de egal cu 1000. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezentul autorului primarul comunicașii, prefectul Județul Bacău, în termen de 10 zile de la adoptare. Articolul 3.
Prezenta hotărâre va fi dusă la rețetă de către primarul comunei Cașin, județul Bacău, ca autoritate executivă și în calitate de ordonator de credit. Asta, ăsta este proiectul de care îl punem astăzi spre aprobare. Este o lucrare, zic eu, care este necesară și oportună să realizeze. Pe viitor să nu mai avem probleme de genul cum am avut acum 2 săptămâni. Și să ne rezolvăm poate cuvinte singur problema și să nu mai depindem de alții. Pot să vă dau recitire și referatul făcut de domnul viceprimar, având în vedere acest proiect de hotărâre. Să ne dați și proiectul, să știți pe unde trece comitat. Pe care vreau să vă amplasează cărbine. Da, domnule, o să vă spun. Era bine să le aveți. Păi, eu sunt sus, o să le aduc. Da, da, noi. Având în vedere situația care s-a creat la nivelul ATK Cașin din cauza tergiversării intrării în legalitate, încă din anii 2009-2011, acordului cu titlu gratuit dintre SECE Comentarul și UAT Cașin, privire la folosirea conductei în lungime de 530 metri liniar, proprietatea Comentarul, de asemenea, litigiului dintre SECE Metalon și SECE Crab, a acțiunii domnului Schipcaru de a lăsa comunitatea Cașin fără apă prin închiderea valei, a ordonanței prezidențiale emise de judecătoria Onești, prin care domnul Schipcaru a fost obligat să permită accesul comunei Cașin la conducta de apă potabilă, a nenumăratelor adrese emise de SECE Metalon, prin care se pune presiune pe autoritatea locală, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre lucrări de aducțiune apă. Alimentare cu apă, punctul Giur, DG 115A, Comuna Cașin, județul Bacău. Vă rog frumos și pe motivele mele. Expunere de motive. Subsemnatul Sorin Daniel, în calitate de primar, ca urmare a neînțelegerilor cu SECE Metalon, datorate unui acord cu titlul gratuit din anul 2008, cu privire la utilizarea conductei de apă în lungime de 530 metri liniar, din punctul Cuciur până în DG 115A, a faptului că SECE Crab impută SECE Metalon contra valoare pierderi de apă din perioada 2008-2011, că în mod nejustificat, adică nu deține dovezi, SECE Metalon s-a îndreptat cu această contravaloare către UAT Cașin, restricționând furnizarea apei potabile către comunitatea din Cașin, punând în dificultate comunitatea, unitățile de învățământ, unitățile sanitare și asigurarea hidranților existenți pe raza localității pentru prevenirea situațiilor de urgență, consider că este necesară și oportună aprobarea de către Consiliul Local Cașin a proiectului de hotărâre lucrări de aducțiune alimentare cu apă, cu Cuciur, DG 115A, din Comuna Cașin, județul Bacău. Da, domnul Bădeanu, proiectul de anunțare. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Serviciul și Comerț, analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul lucrări de aducțiune alimentare cu apă, punct Cuciur, DG 115 Comuna Cașin, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale pe 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim, domnul Bădeanu. Punctul 2, punctul 3, proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local. Da, voi da citirea acestui proiect înainte de a face o explicare. Domnul Bădeanu, ce ne spune, știți că asta e ca și doamna viceprimară, a făcut aceste fotocopii. Acum, atunci cum este necesar, fiindcă rectificarea este numai pentru acest proiect de hotărâre la punctul 2 și pentru școala Cașin, care urmea să acționeze niște un mobilier nou cu guvernință la Cuita. Voi ca copiii în spatele celor. Ce nu este o rectificare prea largă, prea multe sub capitole și de-aia vorbeam cu dânsa, au omis să vă facă și multe dânse și aveau vă cer scuze pentru acest liciu, acest neplăcere, aceste omisiuni. Deci, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 cu suma de 50.000 lei, după cum urmează. Capitolul 040201, cote defalcate din impozitul pe venit, 40.000 lei. Capitolul 350102, amenzi, 10.000 lei. Total 50.000. Deci acum v-am citit sumele de unde se fac venituri pentru a fi realocate pentru investițiile care urmează. La articolul 2. Se rectifică cheltuielile bugetului local cu suma de 50.000 lei, după cum urmează. Capitolul 70.02.05, alimentare cu apă.
40.000 lei, fiindcă am fost nevoit de această edificare, că la începutul anului planul de investiții nu a fost prevăzut această investiție, fiindcă nu știam de ea. S-a evit acum și în situații urgente pentru a rezolva problema cu apa, suntem nevoiți de a face această investiție. Capitolul 70.2.30, servicii de dezvoltare publică, 10.000 lei. Total, 50.000 lei. Se aprobă lista de investiții pe anul 2015, fiindcă ea s-a modificat și a venit noua investiție cu APA. Articolul 4. Prezintă o trebuie se comunică prefectul județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentului buget, contabilitate, genituri, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunei. Articolul 5. Compartimentul buget, contabilitate, venituri va duce la îndeplinire prezenta hotărârii. Deci asta este rectificarea privind ce v-a zis mai înainte, investiția al întreagă și cumpărarea de mobilier în loc pentru credința de copii din satul Curit. Acei bani sunt banii școlii, dar la fiecare rectificare buget se face prin noi. Știți că școala este o instituție sponsorată primărie și consiliul local. Directorul de acolo, mai nou, conform legii, este ordonator secundar de creștere. Primarul este principal și directorul este ordonator secundar. Dar toate aceste ridicări se fac, trebuie până în Consiliul Local al Comunei Cașin. Domnul Vărat, vă rog, proiectul de aprobare. Da, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentă. Da, mulțumesc. Au fost prezentate proiectele de pe ordinea de zi. Cine se înscrie? Nu. Aș vrea să scrie la cuvânt că la diverse, la punctul diverse, aș vrea să punem în discuție un referat a unui consilier local pe nume Mășu Sebastian, da? Care ne aduce la conștiință următoarele. Și mai avem o socere a domnului Mateiescu Gheorghe, din municipiul Ornești, dar dând spate cele numele unor familii din satul Curita. Referat. Având în vedere starea improprie a drumului comunal... Domnul primar, aș vrea să prezint eu, dacă vrei intrat. L-ați depus aici. Dacă l-ați acceptat să fie pe ordinea de zi... Dar este la punctul diverse. Dar de ce stai pe punctul diverse și spune că e un proiect de hotărâre? Pentru că mai sunt alte cere. Nu vedeți că mai este o cerere? Da, stiu. Doamna secretar. Dar este cu domnul Mășu. Vreau să scriu exact acolo referatul domnului consilier Mășu Vasile. Nu trebuia să fie un proiect de hotărâre, doamnă. Da, și o să ascultați obiecțiile la acest punct. Bine. De ce nu stați și ascultați-o? Haideți, domnul primar. Ok, doamnă. Având în vedere starea impropria drumului comunal 25, propun modernizarea acestuia pe distanța de 950 metri de la intersecția cu drumul județean 115, prin Cătunul Plașca, până la troița din vecinătatea Geandră Dorin, în centrul Cătunului Cotul Plăști. Aici aș face o rectificare, Geandră Dorin stă până la distanța acolo, da, la distanța drumului Geandră Dorin ar fi până la drumul Scotie. Așa cred că, până acolo, la scoate nerul vecinii. Motivele că vecinii nu e în lângă scoate. Da. Motivele nu, ca să înțeleagă toți consilierii și cetățenii drumul. Da, asta a vrut să dezvolt această chestie. Unde în alte motive. Motivele inițierii acestui demers sunt următoare. Condițiile inadmisibile de acces spre centrul comunei pentru 71 de familii, adică circa 205 locuitori, din Cătunul Cotul Vlașca, la care se adaugă și cei din Vlașca de jos. Repetatele și costisitoarele balastări efectuate în anii anteriori s-au dovedit ineficiente, dovada starea actuală a acestui drum. Lipsa unei variante de acces mai practicabile către școală pentru zeci de copii sau către locul de muncă, magazine, stația auto, pentru ceilalți o să întâlnim. În scopul constituirii unui proiect acestei inițiative, ca proiect acestei inițiative, rog înaintarea către compartimentul de specialitate din cadrul primăriei pentru analiză și punerea în discuție a Consiliului Local în proxima ședință. Consilierul Local, Mășu Vasile Sebastian. Bineînțeles că eu apreciez asemenea inițiative și chiar aș vrea, nu m-a văzut acolo,
cu toate să izolăm, eu știu, bătăt viitor, cine va fi, dacă o zi sau altul, să la spatele acest timpul și sunt de acord. Dar o să vă citesc acum domnul Ușu ne propune ca cei din compartimentul cercetării să analizeze și aceștia au făcut niște referate. Avem referat făcut de la contabilitate. Referat. Subsemnat la conjuncarea Marcela, contabil, în cadrul primăriei Comunei Cașin, având în vedere referatul domnului consilier Mâșu Pastile Sebastian, prin care propune modernizarea drumului comunal 25 pe o distanță de 950 metri, înregistrat sub numărul 1056 din 12 a 2015, a doua conștiință domnului consilier că, din discuții pe care am purtat cu unii proiectanți, un kilometru de drum asfaltat, cu o lățime de 5 metri, costă în jur de 800.000 lei. În bani vechi, 1 miliard. Nu are execuție, nu și proiectare. Având în vedere costurile foarte ridicate, menționez că nu sunt posibilități ca în bugetul pe anul 2015 să fie prinsă această investiție. Asemenea proiecte se fac de obicei cu finanțare de la stat sau cu fonduri europene. Când vine cu asemenea propuneri, vă rog să menționați și la finanțare, dacă aveți cunoștință. Cine a făcut asta? Doamna contabilă. Doamna Fotocar Marcea. Raport de specialitate, acum ajungem la cel care face proiectul de hotărâre la propunerea primarului, le redactează conform legii sau unui consilier sau unui cetățean, cum la Cașin, și domnul Ghiță Mărincuță, poate să vină cu propunerii. Ca orice cetățean, nu e pot să citi unui caz. Dar doamna secretar ia propunerea, o analizează și o pune, după punct de vedere legal, hârtii. Dacă corespunde legilor de România. Dacă nu, nu se poate executa. Cu orice hotărâre de consiliu local, conform legii 215, este lege la nivel local, dar ea este adoptată tot conform legii. Ea trebuie să le găsească una din legile naționale ale statului român sau Constituției României. Raport de specialitate. Subsemnată, vorbesc cu Monica Corinela, secretarul Comunei Cașin, județul Bacău, având în vedere referatul domnului consilier local Moșu Vasile Sebastian, cu privire la inițierea unui proiect de hotărâre referitor la modernizarea unui drum DC25 pe o distanță de 950 metri, vă aduc la cunoștință următoare. Potrivit articolul 126, lucrările de construcție și reparații de interes public finanțate din bugetele comunilor, oraș și așa mai departe, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate de Consiliul Local. Potrivit aliatului 4, litera D din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local aprobă la propunerea primarului documentații tehnico-economice pentru lucrările de interes local în condițiile legii. Potrivit aliatului 4, articolul 44 din legea finanțelor publice locale, numărul 273/2006, ordonatorii principali de credite pe propria răspundere actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții, nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare, ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indiciului de preț. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu. Astfel ca și despre aplicabilitatea legii numărul 273/2006, privind finanțele publice locale, cu privire la realizarea acestei investiții, compartimentul buget contabilitate venituri va prezenta raportul de contabilitate. Punctul meu de vedere, vreau spus de la început, sunt de acord să facem orice astfel de investiții care vin în sprijinul și în confortul și în creșterea nivelului trai al locuitorilor, dar trebuie să analizăm că se impusă în finanțare și vom pune pe hârtie. Anul ăsta, cum aveți și raportul de la contabilitate, nu avem sursa bugetului necesar pentru a iniția un asemenea proiect. Adică, din ce să facem și să mult finanțăm, să cheltuim bani pe proiect, orice proiect are și costuri. Este inginerii, proiectarii, avizii, autorizații și toate care muncesc niște costuri, care le plătim până la implementarea și la execuția propriu-zisă. Domnul primar, dar eu am înțeles din referatul ăla, sau mă rog, ce a făcut domnul Mâșo, a cerut cumva acolo ca acest drum să fie reabilitat în luna octombrie, noiembrie, decembrie? Nu, asta a fost să răspundă. Deci tu mai ai este la nivel de discuție. Aici în Consiliul deci ca procedură, ar trebui, ca să ia forma înainte, să-și dea Comisia de Specialitate avizul.
Dar pentru asta trebuie să analizeze, da? Și cadrul legal și sursa de finanțare. Da, dar știți, analiza asta face tocmai contra, numai contra, pe 1 miliard de pe 1 miliard. Nu o luați așa, că eu și eu am fost în echipă, și v-am spus exact ce este, ce spune legea. Nu, nu mă luați așa. Nu vă iau așa, vă iau. Întotdeauna am fost pe lege. Și întotdeauna la oricine am spus care este cadrul legal, indiferent cine a fost împărat. Cred că n-ați fost atent ce am spus. Am spus că n-a cerut acum urgență să... Domnul Bălaș, ce m-ați spus la urgență? Care este continuat? Domnul consilier, s-a prezentat ordinea de zi, inclusiv punctul diverse. Acum, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Ai ceva? Da, pare o cerere. Domnule primar, subsemnatul Mateescu Gheorghe, un potrivnicit de cei 84 locuitori și cap de familie din satul Curița, pentru a reprezenta rezolvarea repărării străzii și a podeților de pe stradă Ulița Lăzbuța, vă rog a lua măsuri necesare pentru ca oamenii să poată circula în condiții normale în timpurile care trebuie. Mai mult, în caz de forță majoră, mașinile salvării și pompierilor nu pot ajunge în zonă. M-am uitat că nu de mult, când a ars casa Virginiei Rusu, mașina pompierilor n-a putut ajunge la incendiu, că s-a învolmorit la un podet. Extrapolând ce-ar fi în sufletul dumneavoastră când ați vedea cum flăturile mistrie totul în cale, totul, iar dumneavoastră ați vedea cum pompierii nu pot ajunge la dezastru. Cred că e timpul faptelor pentru a dovedi că oamenii au investit speranțe pe puteți reprezenta și ajuta în situații dificile. Întrucât semnatarii au convingerea că situația se va rezolva, vă rog să ne dați și un răspuns în scris pe adresa Mateescu Gheorghe Ionești, strada Libertății 5, apartament 34, anexez împotrivnicirea și tabelul. Cu stimă și respect, cei cetățeni și numele lor. Și Mișcul Mateescu. Nu mai aveți o adresă de la Confumeta lor? Pe Consiliul Local? Nu. Păi de oameni. De luna trecută. O prezint eu. Păi dacă e de luna trecută, s-a supus în discuție, probabil. Păi s-a supus nici în ședința de luna trecută, nu văd că nu o să menționați nici acum așa. Către Consiliul Local al comunicat așa. A fost discutat. Haideți cu o prezentare. Da. A fost discutat, da, asta e decizia domnului Mateescu. Iată că mai sunt drumuri de genul cum mai este cel în Dașca și numără. E drumul la fiecare noi care stăm puvăliți, care stăm puvăliți, care stăm la stradă, ieșim drept pe asfalt. Cam aceeași situație se regăsește. Când plouă, se mai fac vărți, unele locuri mai e noroi și a trebuit ca toate acele drumuri să se facă. Acum, având vedere proiectul aprobat anul trecut prin Ministerul Dezvoltării și a trebuit să facă, omul vede. Și adevăr, arată foarte bine acele drumuri asfaltate, sunt curate, cei care ies în mod civilizat la drum principal și sunt la acord, dragi consilier, domnul Mășu Sebastian, sunt la acord cu propunerea dumneavoastră. Și sper să o rezolvăm, să găsim un sursă de finanțare. Eu mă gândeam, chiar m-am gândit, la spus dumneavoastră solicitarea, știți că în președință de Consiliul Local a aprobat un proiect. Deci a aprobat proiectul cadru de modernizare drumul de teren local altul decât cel la îndrepturi, tot de 5 km, în valoare de 1 milion de euro, care poate fi finanțat prin fonduri europene în PNDL, pe măsura a 7 băieți. Dar acolo, atenție, ne izbim de un punctaj. Fiecare drum trebuie să acumuleze niște puncte. Fiecare drum să test asfaltat. Și acele puncte se dau pentru drumurile care fac acces cu monumentele istorice sau cimitire, pentru drumurile care se intersectează cu drumuri naționale, europene, județene și chiar și comunale, pentru drumuri care fac acces la obiective finanțate prin fonduri europene și v-am spus și atunci că ar fi drumul la dispensar, dă-i-a puncte frumoase, avem acolo două obiective cu podul și stadionul, care s-a făcut prin cofinanțare europeană, pentru drumuri care fac acces la școli, la grădinițe, pentru drumuri care fac acces la obiective economice. Deci chiar dacă sunt private, sunt obiective economice care au actare economică, se punctează ea. Și în acel contract, pentru acel proiect, să știți că am ridicat și drumul din Blașca de Școli până sus, tot drumul este ridicat pentru a fi intabulat. Nu poți să depui niciun proiect dacă drumul respectiv nu sunt intabulate și nu au existat în carte funciară, fiindcă nu poți să le vezi autorizația să construi. Exact acei care construi mai nou, știți cum ați fi de problema, domnule, vă trebuie extrat în carte funciară, ați spate terenul dacă vrei să construi. Este prin și acel drum. De mine era, eu gândiți-mi, când am făcut o
o repartiție, o lucimii, cam până la intrare să-ți faci ca Filip. Dacă e, o să vin, când am terminat acel proiect, înainte de a aproba indicatorii tehnici economici și... A cerut un proiect de hotărâre. Deci, când vom aproba acei indicatori tehnici economici și drumurile care se fac, vom face o ședință de rab înainte, nu cu comisie. Vom face cu toții, vom spune, domnule, eu am zis ca drumul X, Y, Z, C, da? Astea sunt punctele. Astea le dă atunci atâtea puncte în cadrul proiectului, atâtea puncte în cadrul proiectului. Și dumneavoastră puteți modifica atunci și veți propune și cu acordul dumneavoastră lungimea. Putem cu celul la plașă să facem 950 metri. Și facem acum, în altă parte, mai scurt. Și va rezolva și problema asta. Credeți că pot rezolva clar, dacă trebuie să înțelegi. E să înțelegi că în partea mea veți avea tot timpul. Înțelegeți? Și nu va veni nimic dumneavoastră cu un proiect de hotărâre sau cu o inițiativă și eu vă respinge zonele mele este a mea. Nu, de parte de mine, sunt deschis, mă bucur că veniți cu idei și cu proiecte și să dea Dumnezeu să putem și reușim să-i punem în aplicare, să-i finanțăm și să realizăm aceste obiecte. Da. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt pentru proiectele prezentate pe urmă de zi și inclusiv diverse. Da, domnul Vrelea, altcineva? Da, domnul Slavu. Altcineva? Domnul Bușu. Și bine invitați, vă discutăm. Eu grabă. Deci cu următorul, domnul Galeanu. Așa, eu grabă. Altcineva? Eu, domnul Roșu. Cu bani celor geoare, vă rog. Să mai pot înscrie pe parcurs. Domnul Bănciilor, cine mai vrea să... Domnul profesor? Da, dar eu nu pot să fac uitării la activitățile dumneavoastră, pentru că e frumos. Haideți, am rugămintea, cine s-a scris la cuvânt să spună ce spună cuvântul și dacă aveți replică sau interpretare, ceva de interpretare, doamna președinte, aș avea rugăminte ca răspunsurile care voi fi să le fac, dacă nevoie să le fac, să le dau la urmă la toată lumea. Ca să nu dau la fiecare, să nu întreb, da? Să meargă mai, totul lucrurile să fie mai posibil. Domnul Crelea, vă rog. Da. Referitor la problema apei de ianuarie. Mai sunt și invitat și aș vrea să vorbesc pe înțelesul tuturor. Să, acolo s-a menționat un an 2008-2011. 2009-2015 ar trebui să fie menționat. Știți că ce greu s-a pus în funcțiune rețeaua de apă a comunei. Din 2009 încoace, sunt sute de abonați care beneficiază de serviciile companiei de apă și apa e utilizată. Văd că am rămas o zi fără apă de, la conductă, ne-a venit foarte greu, că am trecut pe hidrofare, alții... Am fost obișnuiți cu apa clorinată la mașinile de spălat. Clar că e necesară și vitală această apă de la Valea Mântului, în comuna Caș. Nu multe comune nu beneficiază de serviciile companiei de apă. S-a pus greu, dar s-a pus pe picioare această rețea de apă. A funcționat din 2009-2015, funcționa așa cum, 6 ani. Dar în 2009, fără acceptul scris al unui domn scripcaru, poate unul nu mă spune, nu frumos, nu s-ar fi putut pune în funcțiune apa în comuna Cașin. Ne-a dat acceptul pe o porțiune de conductă, gratis, să treacă apa prin conducta lui, fără să-și, pe parcurs, să apară aceste probleme. Mie, dânsul, cât am fost primar, nu a venit să spună că am avea o datorie și nu m-aș putea înțelege cu dânsul. Chiar m-am înțeles foarte bine cu acest domn scripcaru. Dar acum, în ianuarie, dânsul vine cu o adresă. Aveți președința de Consiliu Local și ne-a spus că s-au acumulat vreo 200 de milioane, fiindcă s-au montat un apometru într-un cămin jos la drumul județean de jos cu 15 și nu a coincis cu cel de sus de la stația Cuciur. Și vinovat, omul ne-a făcut un serviciu, bine a găsit și rău a găsit, fiindcă cei de la compania de apă Bacău i-au pus dânsului daunelele de 200 de milioane. Dar păream că ne-am înțeles cu tot cu primar, viceprimar, Consiliu Local, nu a fost o tragedie, să părea că se rezolvă această situație neplăcută ca să-l ajutăm. Cum ne-a ajutat dânsul, ne-a dat un accept gratis, scris, să nu îl băgăm în datorii și să comuna să beneficieze în continuare de apă potabilă.
ne-am trezit că a venit din nou luna septembrie, luna trecută, da, deci la 8 luni distanță, să ne spună că nu s-a rezolvat acea problemă și că nu mai sunt 200 de milioane, sunt 400 de milioane datorii. 80. 400, da, 80, ceva, o sumă mult mai mare. Domnul primar a spus că a uitat la secretar adresa domnului Spiricaru și n-a mai avut timp să... Nu a uitat, a distribuit-o secretarul. Ei, și nu a uitat. Răzătorul cu legalitatea. Am zis ceva, mă contrazice cineva? Nu mă contrazice nimeni, că știu că am dreptate. Mai mult decât atât, domnul Spiricaru, face o adresă către Consiliul Local Cașin, ca să supunem la vot, pe ordinea de zi. Dacă suntem sau nu de acord, să închiriem o conductă, da, e făcută de luna septembrie, nu am avut cunoștință noi de această adresă cu număr de înregistrare, nu a fost supusă ca proiect de hotărâre pe ordinea de zi, cum și domnul Moș cum ceartă, deci n-am făcut un lucru rău. Deci, e clar că nu sunt bani, octombrie, noiembrie, decembrie, dar să supunea la vot, dacă suntem de acord consiliere, să prindim și acest proiect pe ordinea de zi. Și se supunea la vot. Din cei 13 consilieri votau 7, 6, 5, trecea să nu trecea mai departe acest proiect. Vă rog, președinte de ședință, vă rog, ce scuze. 5 minute vreau să-mi dați. Am prezentat în ședința trecută un raport de specialitate a doamnei Popescu, eu l-am citit personal, privind legalitatea închirierii conductei. Îmi răspundeți după aceea. Am intrat în posesia acestei adrese, către Consiliul Local Cașin, noi trebuia să o avem în față toți consiliere, care era adresată nou, nu primarului Comunei Cașin, dar domnul Spiricaru mi-a mânat-o astăzi. Situația nu e chiar așa simplă, chiar dacă domnul Spiricaru a dat drumul la apă potabilă în Comuna Cașin, instanța va hotărâ cine are sau nu are dreptate, dar domnul Spiricaru poate să întrerupă apa, pentru că el poate să menționeze în instanță că face o revizie. La conducte, n-am vrea, nu e o situație tragică ieșită din comun, e o situație pare a fi rezolvabilă. O înțelegere cu compania Tatru Baco, cu primăria Cașin, cu Consiliul Local, să nu rămânem, Doamne ferește, fără apă potabilă în plină iarnă. Cu cât lungim această, lungim boala, cum se spune în termeni popular, și să nu avem o situație neplăcută, să pierdem și procesul și să adonim daunic, fiindcă avem experiența neplăcută la Căminul Cultural din Curița. Dar la atâția ani nu s-a mai făcut nimic la el. Au fost termeni în instanță și nu ați avut dreptate, pentru că am câștigat și nu se știe cum termină și domnul constructor procesul cu primăria Cașin și nu beneficiază nici părțenii de Căminul Cultural timp de aproape 4 ani și să nu avem vreo situație similară și cu rețeaua de apă potabilă de Cașin. Aici, nu trebuie să zâmbiți, trebuie să acceptați propunerile consilierilor local, cum a venit un Mușu cu un proiect de hotărâri, că dânsul asta a fost acceptat. Nu, trebuia supus pe ordinea de zi dacă sunt sau nu de acord consilierii. Cum la Curița a fost ședința trecută de acord cu un proiect de hotărâre privind investiția teren de fotbal în satul Curița. Dar citiți domnul Curelea și vorba în adresă, ca să știți și domnul consilier. În adresa domnului Spiricaru? Da, că ziceți că... Domnul Spiricaru ne-a dus la o mie de Consiliul Local Cașin, către Consiliul Local, care de a citat o sumă de 61 de milioane. Și dacă consid concluzionăm în faptul că am făcut bine comunității locale care au beneficiat de serviciile... Dați un exemplu la comunitatea de care este Consiliul Local al Comunității. Și prezența vă aducem la cunoștință faptul că societatea nu își desfășoară activitatea din cauza că suntem în procedură de exemplare inițiată de către SECE CRAP ESA BACO pentru suma de paste 60 de milioane euro, care este în creștere prin blocarea conturilor bancare. Prejudiciul imputat societăților noastre se datorează faptului că am fost de acord cu branșarea. Ce spune? Am tradus în înțeleagă toată lumea. Că am fost de acord cu branșarea. Ce dată este, domnul Curelea? 24.2015. Da, pe 28.9 această adresă împreună cu domnul Spiricaru a fost discutată aici în ședință. Este înregistrare. Dar a fost proiect, eu mă refer la proiect de urmă. Domnul Curelea, să fie mai multe. Dar s-a prezentat un raport de aici cu privire la legalitate. Proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre îl facem în momentul în care este un proiect pentru un proiect. Ca să inițiezi ceva. Ca să inițiezi ceva, o lucrare. Nu asta am cerut.
Și de ce nu ați fost de acord să supunem la vot? Ce să supunem la vot? Dacă sunt de acord consilierii cu vot. Ce? Cu închirierea? Dar nu e legală, domnul Curela. Dar de unde știm că nu e legală? Pentru că persoanele abilitate, juristul și secretarul comunii juridice, ce a spus data trecută? Ne-au dat jurist la un punct de vedere scris dacă este legal sau nu este legal? Am avut punct de vedere, doamne secretare, care este tot jurist și l-am citit. Curtea de conturi ne-a dat un punct de vedere scris dacă este legal sau nu este legal? Ne-a spus foarte clar că nu ne dă pentru că nu și ne dă conturi de fără. Și cu ce candidat cu consilierea au cerut? Dar credeți că se poate? De ce se pune pe consilier să voteze domnul primar? Ca peste 2 ani să le... Dar de ce să punem consiliere? Haideți să revin pe ordinea de zi. Dar de ce să punem consiliere? Este... Deci, de ce să punem consilierii astăzi? Să votezi cu o rețea de apă, fiindcă noi nu avem un proiect. De unde știm noi? Deci, vă spun eu de ce, domnul Curelea, dacă tot mă provocați. Da. Vă spun eu acum, ca să știe toți cetățenii și să vă aduc și dumneavoastră aminte. Ia aduceți-mi aminte. Da? Fiindcă, pe unde deci, vrea să trebuie vă spun acum, vă dau citire. Odată, este adresa numărul 8 din 15.3.2009 de la CofMetalor către primăria comunei Cașii. Având în vedere adresa dumneavoastră numărul 165 din 15.3.2009, vă comunicăm acordul nostru de furnizare a apei către comuna Cașii din conducta societății noastre, la care este branșată conducta de alimentare a comunei Cașii cu diametru 200 mm. Prețul și modalitățile de plată pentru anul 2009 se vor stabili împreună cu operatorul SGA Panserser S.A. Bacă. Deci din 2009, da? Mi-a dat-o gratis. Ce spuneam? Nu, știm. Stați așa, că spuneam. A zis că l-am făcut la fiindcă noi atunci în 2009 ne-am gândit și noi. Stați așa, stați să continui. După aceea, vă spun, dacă ne-am lăsat să vă spun, vă spun. Din 2010, 25.05.2010, adresa numărul 1044 de la APASER Bacău către Consiliul Local Buciuci, Primăria Comunei Cașe. Spune așa, urmarea adresei numărul 150 din 14.05.2010, primită de societatea noastră de la SC CofMetalon S.A. anexată, vă facem cunoscut următoarele. SC CofMetalon S.A. în adresa 150 ne aduce la cunoștință că nu este de acord cu suportarea pierderilor de apă din conducta de aducțiune cu ciuri sereonești, conductă care reprezintă sursa de alimentare cu apa potabilă pentru sistemele Buciu, Răcăuți și Cașe. Deoarece consumul propriu la punctul de lucru din strada serelor numărul 19 este foarte mic, obiectivul fiind în conservare. Acordul de branșare în conducta proprietatea este CofMetalon S.A. pentru sistemele de alimentare cu apă Buciu și Cașe a fost încheiat de conducerea SC CofMetalon S.A. direct cu primăria Cașin, acordul pe care l-am citit anterior, 8 din 15.3.2009, și Consiliul Local Buciu. SC CofMetalon S.A. ne solicită să încheiem un contract de administrare a conducei de cruciuri sereonești, în caz contractul întrerupe alimentarea cu apă a sistemelor Buciu și Cașin. 2010, cred că erați dumneavoastră, domnule primar. Vă informăm că operatorul de apă, conform legislației în vigoare, preia gestiunea și administrează sistemele de alimentare cu apă, canalizare, dar nu poate să administreze instalația, conducta privată de apă, care trece și pe domenii private. Față de cele prezentate, vă rugăm să luați orice legătură cu SC CofMetalon S.A. pentru a rezolva problemele, nemulțumirile din adresa 150 și implicit rezolvarea trebuie alimentării cu apă a sistemelor Buciu și Cașin. Și acum vă dau citire la adresa 150 la care face referire. Da, este adresa asta 150 din 14.5 care am făcut referire. Având în vedere acordul de branșare în conducta proprietatea societății noastre pentru alimentarea localităților Cașin și Buciu, fără a percepe taxe de utilizare a acesteia, iar consumul propriu la punctul de lucru din strada serilor numărul 19 nu este decât pentru consum uman, apă de băut, nu avem activitate economică, nu utilizăm grupuri sanitare care să necesite consum, obiectivul este în conservare, avem doar 3 agenți de fază pe schimb, nu considerăm că pierderile din rețea pot fi imputate nouă, drept pentru care vă rugăm ca aceste pierderi să fie însușite de către societatea dumneavoastră, iar noi,
ne vom monta un apometru propriu pentru evidențierea consumului propriu. În caz contrar, ne vedem obligați să emitem provinerii de la punctul de raport cu CIUR, acțiune care va lăsa fără apă potabilă cele două localități. Vă rugăm să fiți de acord la încheia un contract de administrare a conductei. Deci, apa SERV face, nu, Cofmetalonul face o adresă către apa SERV, apa SERV face o adresă după aceea și aduce la cunoștință Capșinului, da? Iar dumneavoastră ce ați făcut cu domnul Pleteacen cu ori, nu știu, pentru că ați tratat împreună problema. În 2011, iarăși, este compania regională de apă, Bacău, uite, ce scrie, către primăria Cașin, în atenția domnului primar Cosmin Curelea. Dar eu am menționat faptul că din 2009 am menționat faptul din 2009 până în 2015. Păi da, dar dumneavoastră ați știut, deci problema era de pe timpul dumneavoastră. Deci nu mă rugați acum vina de ce am făcut eu. Ce ați făcut dumneavoastră? Cât am fost o primar, a fost avocat. Păi ați știut de așa ceva și au fost pierderi. Au fost pierderi, pentru că este un proces normal prin care se rezultă pierderi. Doamna președintă mi-a dat cuvânt. Vă rog să... Dar nu, eu, deci până acum am zis eu. Până acum am zis eu. Cine are cuvântul? Secretarea sau unul? Dar eu mă rând, domnule. Dar mi-a dat bine. V-ați scris la cuvânt? Tu, eu v-am răspuns, da? Și am răspuns și el în consiliu. Dar lăsați-mi un lucru și ideea până la cap, până am... Păi da, de ce, domnule, mă lăsați? Am gemit pe mine și mi-am pus punctul de vedere. Am nuanțat lucrul ăsta, am spus, da, domnule, în perioada mea s-a montat un apometru, compania de apă Bacău, am montat un apometru jos, care nu a coincis cu cel de sus. Da. Poate nu-i vina nici companiei, nici a locuierea, nici a primarului, așa e situația de așa natură. Nu era, m-am unui impas, să ajungem la pasul și dacă nu n-am... Dacă nu mai am... Dați-mi lea. Să mergem la ordinea de zi. Păi, pe ordinea de zi avem proiect de hotărâre cu aprobarea investiției lucrări de adopțiune apă. Proiect de hotărâre vă rog să vă referiți la subiect. Gata! Sunt președinte de ședință și vă rog să vă referiți strict la ordinea de zi. S-a discutat despre Cofmetalon, nu mă deranjează, s-a adus temeiul legal în ce privește Cofmetalon și CRAP. Există o ordonanță prezidențială prin care CRAP a fost obligat să lase apa în comuna Cașin. Vă rog să treceți la ordinea de zi. Dacă nu aveți ce să spuneți pe rândul ordinea de zi, vă rog să vă referiți strict la ordinea de zi. Ca președinte de ședință, vă rog să vă referiți strict la proiectele de pe ordinea de zi. La proiectele de pe ordinea de zi, că sunt și diverse puncte aici. Dar nu dați cuvântul sau nu. Dacă în luna ianuarie anul 2015 erau 200 de milioane și acum sunt 400, o fi chiar toată paguba de 400 la Curelea în mandatul trecut și am încheiat subiectul ăsta. Mai mult decât atât. Sunt penalizare. Deci diferența este penalizare. Când noi am părut, când ne înțelegem, când ne înțelegem și cu domnul scriptarul și cu consilierii, au trecut atâta luni, fără ca să iau decizia. A pus în vedere primăriei. Lăsați-mă să termin. Lăsați-mă să termin ideea și aveți replică, puteți să spuneți orice. Referitor la această investiție, referitor la această investiție, primăria Cașin. Eu nu zic, sunt de acord cu altă conductă de câți bani, nici nu știm pe unde trece și unde s-a aplasat. Deci, dar le aduceți acum după ce... Nu, e proiectul subiect, de trei ori v-ați cerut scuzi în astăzi de ședința de Consiliul Local, că n-ați adus bugetul către consilier, că n-ați adus proiectul către consilieri. Ar fi bine consilierii să vadă că e acel proiect și după aceea să-l voteze. Nu trebuie să vă supere adevărul sau dacă cineva vine cu un punct de vedere. Nu a venit nimeni la mine. Dar cu o propunere. Nu a venit domnul Ușu, sau cum a fost și alte propuneri. Domnule consilier, vă rog frumos să nu ducem oamenii eroare. Acum o jumătate de oră până acum. M-ați supărat primarul comunei, ați simțit dumneavoastră cu propunerea domnului Ușu? V-ați cerut scuze de vreo trei ori că n-ați bugetul a fost cheltuit. Mai am două. A doua la mână, vă rog frumos, analizați acest proiect care astăzi dezbate noi spre aprobare, va să-l facem noastră în 2010 când se pierderea. Și ca să vă spun și greșeala a făcut atunci, vă spun că acum mi-a fost ministri, m-am gândit și asta și m-am gândit în nopții și m-am trezit cum conducta noastră care a plecat de la Baston și ducea până la casă de apă, s-o opre și doar practic în drum. Nu știu ce, suntem nevoiți să ne branșăm, mai săpăm 200 de metri în conducta lui scripcare. Conducta există, domnule consilier. Conducta noastră ducea până în deal. Numai că ducea apă, lăsați să vorbesc ca nu știți de ce
vorba. Dar nu ați... Deci contactul cea până viață, cea sunt rezervoare, rezervoare, dar nu până în conducta treabului. Nu trebuia decât o săpătură de 200 de metri la o adâncime de 2 metri, că e cu gazul acolo, în curtea lua pe canal, să ajungem la conducta noastră. Aceasta este care cu acum, și cu 3 cămini efectuate. Și aveam apă la casă, fără să apelea să tot un pic car. Eu nu v-am întrebat când ați prezentat. Aveți treba replică la... Da, ce spune? Ce spune, domnule? Chiar, culmea. Da, cum? Ce spune? 2008-2009, atunci am... Haideți, fie rog. Culmea, pot vorbi să rog. 2008-2009, eram atunci, proaspăt și eu pe aici, luam și eu la cunoștință, conductele, trasele, drumurile, oamenii, începeam să-i curăț. Am, și-am făcut rău că m-am zbătut ca să aibă comuna apă potabilă. Cu domnul Tretia Cercu, erați aici, acum chiar pasăm așa răspunderea domnului Curelea, ce-a făcut domnul Curelea. Și s-a vorbit atunci, de ce să ne branșăm în conducta domnului Scriptarul? Ce să nu facem noi această rețea de apă de sus de la Cuciuri până în drumul de țeacă? Fiindcă n-am putut face, fiindcă primăria, ca și nu are voie să investească bani, trebuie să fim foarte atenți cum votăm. Că deci primăria ca așa nu poate trece conducta pe vreun drum comunal, să înțeleg, poate nu știu eu, n-am avut timp să vă întreb. De unde vine conducta asta de la Cuciuri pe drumul județean? De unde? Conducta este de acum, din 80 de ani, 40 cu mici al domnul Scriticaru, vine sub proprietățile oamenilor, este... Și investiția asta de 17 de euro? Conducta există. Eu am înțeles că se face o conductă nouă. Da, este pentru că să ajungă la conducta cea existentă a noastră, trebuie să fie vreo 200 și ceva de metri liniar, să vină cu o conductă nouă, să vină la alea veche. Pe unde? În curtea lui Apocatra. Exact unde vreau să ajung eu. Deci primăria Cașin nu are voie să investească decât în domeniul public al comunei Cașin. Nu are voie să investească? Încerc scuze, domnul primar, conform cărei legii. Domnul Curelea, conform cărui legi spuneți. Aveți un accept la apă canal? Da. Avem un accept notarial. Aveți un punct de vedere? Accept notarial la apă canal, orice investiții într-o primăria Cașin. Primăria este instituție. Consiliul local Cașin are voie să facă investiții pe domeniul public și privat aparținând comunii. Dar are voie să facă și investiții pe domenii private aparținând altor entități, dar cu acordul notarial a acestora. Este considerat, domnilor, o servitute. Cine? În această utilitate publică, adică, legea acordă. Puneți pe masa fiecărui consilier local proiectul, acceptul din partea companiei Apă Canal. Să înțelegeți că dumneavoastră vă puneți primul separat domnul Scriptarul, sunteți avocatul să spuneți? Să pun întrebare. Sunteți avocatul domnul Scriptarul? De ce să domnul Scriptarul mi-a dat? Dar mi-așa mi se pare. Cu cum vine? Și domnul Scriptarul și noi, la vremea respectivă, am dorit. Am dorit apă către comuna Cașin. Cu ce a crescut comuna Cașin? Și noi dorim același lucru. Același lucru. Să avem apă în comuna Cașin. Domnule, vreau voi să vă spun și eu ceva. Da, domnule. Apă în satul Cașin. Nu mai spuneți. În satul Cașin. Așa, așa, domnule. Cărbunița nu are, Vlașca nu are și așa mai departe. Las pe ați să mai trebuie. Încheie acest punct cu rețeaua de apă. Cine vrea să voteze? Eu aș vota, dar trebuie să am o justificare scrisă și un accept juridic. Și dacă sunt consilieri care sunt de acord, n-am nimic împotrivă. Important să nu pierdem rețeaua apă potabilă comună și simt cu bine deja acest proces cu 10 copimentarul la domnului Scriptarul. N-am greșit nimic. Menționez referitor la drumurile comunale. Eu un proiect depus, făcut de domnul Lupeș, cu măsurile topometrice făcute de către firma domnului Timoș, nu mai știu ce de numele are firma, în care este prins și drumul comunal Vlașca-Vot și capătul celălalt la Baston, nu știu exact, un kilometru pe ambele. E o măsurătoare topometrică făcută de firma domnului Timoș. Este sau nu este? Atenție! Mă repet un dată. Legile se schimbă, cerințele de a pune proiecte se schimbă de la an la an. Deci nu mai merge să le pui proiecte pe ridicări topografice, ci pe intabularea respectivă a drumului care vrei să-l asfaltezi. O ridicare topografică, pentru cei care nu aveți cunoștință, este un plan de situație realizat în coordonate 1970, domnul Curelea, asta geospațial, mai nou acum, iar intabularea este o carte a imobilului respectiv care se înscrie în registrul de la OCBI. Deci acum nici o construcție nu poate realiza, chiar și ea și privată, o construcție personală, fără ca terenul respectiv să fie intabulat. Așa că, ce spuneți dumneavoastră, știu despre ce este vorba, a fost o ridicare
dar acum trebuie intabularea drumului respectiv pentru a putea fi aprobat proiectul. Voi intabula proiectul. Mai mult de atât, de-aia vreau să spun. Și am ajuns la ce vreau să spun la bun început și am fost întrerupt și dole la urmă. O vă spun la urmă. Hai să spun la urmă. Domnul Moș a venit cu această propunere. Da. Că o făceam și această intabulare. Deci era o punere în, pe ordinea de zi. Și eu ce am zis, domnul Curelea? În proiectul care îl avem acum și lucrez la el, este și drumul prevăzut de cap. Domnul Slava, că-și face din tratul principiu. Știți că a spus că va fi și drumul la pol la Vlașca. Da. Nu, nu cât. Deci nu cât. N-am spus în ciri lungimii. A, lungimea o vom discuta cu președinte, cum am repetat, înainte să dau ceva indicatori. Dom'le, e drumul ăla, ăla și ăla. Ăstea, cum vă spun, proiectul depus cu 7.2, măsura europeană 7.2, 9 PNTL, are 90 de puncte maxim. Noi, dacă nu realizăm peste 70 de puncte, nu avem ce căuta să depunem un asemenea proiect, fiindcă cheltuim bani pe proiectare, cheltuim bani cu studii și rămâne cum a rămas cu canalizarea. Atenție! Cu canalizarea la Cașul Domnulea, asta consilie și care a spus, s-a cheltuit, nu vreau să spun suma, fiindcă nu am contabilizat acum, dar vă pot spune și niște următoare, o grămadă bani și nu s-a fost finanțat, fiindcă nu a întrunit punctajul necesar la fi aprobat. Deci ea a fost... Atunci a avut 56 de puncte și s-au finanțat cu 70 ceva de puncte sau 80 de puncte. Așa că și mai de puncte. V-am spus și în anterioare. Nu o să fac niciun proiect dacă nu avem punctajul necesar pentru a fi finanțat. Fiindcă asta înseamnă de cheltui bani cu niște hârtii, că proiectații iau bani pe avizii, studii, în tabulări, cu degeaba. Și rămâne cu proiectul în sănătate, domnule, a făcut un proiect. Dar proiectul este acel proiect care se face să se finanțează, domnule. Care se implementează. Ăla este proiectul bătător. Aia e investiția. Așa îl te facem. De exemplu, cu noua măsură, 7.2, se finanțează căminii culturale pentru modernizare. Parcă și avem numai 52 de puncte. Având numai 52 de puncte, eu n-am trebuit, acum vorbesc. Având 52 de puncte, nu putem face acest proiect. Dar nu nimic, apar alte măsuri. Și ce dacă s-a făcut acel proiect de canalizare? Poate fi depus până altă măsură, nu e tragedie, nu e pierde. S-au luat și teren pentru stația de curare, s-a muncit. Dar mai mult decât atât, că s-a votat în suma pentru proiect, eram împreună. Am votat-o eu, consilii locale. Aveați drept de vot când s-a plătit acea... proiectare. Și consultantul a făcut munca gratis. Și încheie și acest subiect de canalizare, fiindcă ați deschis acest subiect. Urmația unui subiect de bani, domnul. Spune și suma care trebuia... 110.000 de euro. 110.000 de euro. Deci dacă trecea acel proiect al lor, ne-a adunat pe 110.000 de euro. Și acum chiar să fi fost așa, era 125.000 de euro. Și chiar să fi fost așa, era loc în comuna ca și beneficiat de o rețea de canalizare. Rețeaua de canalizare era în valoare de 2 milioane și ceva de ani. 2 milioane, Pașcar. Era în valoare de ceva. Era important comuna Cașa să verificeze. Lăsați că mai sunt etape de depunere a proiectului, iau, dar și pot de țară. Domnul Curelea, haideți să... Mai sunt și alții și... Am vrut să spun de domnul Moșu că putea fi pus pe ordinea de zi. Cum și acea bază sportivă de Curița a fost votată în ședința trecută din septembrie și au început lucrările la acea bază sportivă? Nu. Probabil în... Așa trebuia făcut și la drumul comunal Vlașca Vot. Mai lăsam 2 miliarde și pentru baza sportivă. Din 3 miliarde a fost votat. Mai din 3 păstram și pentru drumul comunal. Cum pentru baza sportivă au fost de acord consilieri? Nu putea fi spus pe ordinea de zi. Nu mai zâmbiți, că are dreptate și consilierul Moș Sebastian. Să mă referim. Asta... Este sfârșit de an, investițiile s-au aprobat la începutul anului. Pune-a zi să fie... Nu mai spuneți, doamna președinte, chiar vă rog să nu mai spuneți chestia asta, că investițiile s-au aprobat, dar n-am prevăzut acolo la terenul de sport, am prevăzut 20.000 de lei, nu 70.000 de euro. Haideți, nu mai... Nu lasă lăsați pe treabă ca și așa, așa, nu te audă nici presa, nici invitați, nici nu te dați. Vă spun spus, doamna, vă spun spus. Haideți, cred că au trecut... Mulțumesc că, adică m-ați întrebat, nu m-ați lăsat să nu ideile până la capăt. Ordinea înscrierii. Eu m-aș axa discuția pe proiectul cu investiția la atracțiunea de alimentare cu apă. Asta fiind foarte necesară,
Nu știu dacă ne poți așa de mult cum a zis domnul Burera, dar pentru a avea locuitorii comunei ca și apă, trebuie să facem orice efort. Deci, și cu asta răspund și la rectificarea bugetului, deci putem aproba bugetul pentru această lună. Asta este părerea. Iar la diverse, sunt de acord cu domnul Vasilii Tărbușu, sunt în zona Vlașca, dacă nu se poate anul ăsta, care este proiectul viitor, la anul să se facă lucrurile. Atât de mult. Domnul Mășu? Da. M-am putut să inițiam ordine de zi tocmai pentru că referatul pe care îl depusesem două zile înainte, nu l-am regăsit pe ordine de zi, el face obiectul punctului divers. Ceea ce din punctul meu de vedere nu este normal. Deci ne-a explicat tehnic că compartimentul economic a emis un referat prin care ne spune că nu este posibil și ne trimite și către sursa de finanțare. Nu s-a referit nimeni. Nu m-am gândit că în decembrie o să asfaltăm prin Vlașca. Ești vorba de așa ceva. Este un proiect. Nu mai interrupe, v-am asistat. Da. Și aceasta. Haideți, amintiți. Mă lăsați pe mine. Ați ajuns să-și pormenim. Păi, dar răspund. Normal că răspund. În cazul? Doamna președinte, în cazul în care această inițiativă s-ar fi constituit și sper să se constituie într-un proiect, s-ar fi realizat foarte probabil din bugetul pe anul 2016. Adică ar fi, pe baza acestei hotărâri, s-ar fi construit bugetul pe anul următor. Evident că nu s-ar fi putut realiza acest proiect. Dar nu ar fi împiedicat nimic ca și principiul, cum spunea cineva mai înainte, că această hotărâre să fie adoptată astăzi. Indicatorii tehnico-economici s-ar fi adoptat într-o ședință ulterioară, fără niciun fel de probleme. Și toate celelalte etape tehnice. Deci, referatul doamnei Cotucaru este fără obiect în momentul de față, pentru că nu m-am referit la 2015, că nu sunt bani. Evident că nu sunt bani. Dar, ca să vă spun, niciodată n-am venit cu propunere, nu este prima propunere pe care o fac în acest Consiliu. Toate propunerile mele au venit ca un reflex la câte o investiție pe care eu am considerat-o fără noiembră. Risipă din bani public. Păi ședința anterioară, votăm, fără niciun fel de discuție prealabilă și indicatori tehnici tot, la un teren de fotbal, al doilea teren de fotbal într-un mandat, în satul Curița. Care nu este un teren de 200 de milioane, este un teren de 315.000 de lei, 3 miliarde 105 de milioane. Stați un pic, eu consider că acest proiect, eu consider că este irresponsabil și neserios. Și în momentul ăsta vin cu un proiect reflex, domnule, nu se poate să facem alt teren de fotbal în comună, având motivația că sunt două echipe de fotbal în comuna Cașin. Este, activează una la Cuița și una la Cașin. Chiar vorbeam cu unii colegi, domnule, Donețcu și Acturul să deplasează 1000 de kilometri la Lvov, să joace meciurile. Curița nu se poate deplasa 1 kilometru până la Cașin. Desfășoară 11 săptămâni, joacă alternativ, unul într-o sâmbătă, altul într-o sâmbătă sau cu duminică. Chiar nu se pare că nu mai e nimic de făcut decât al doilea teren de fotbal în Curița. Foarte bine să se facă o suprafață de joc. Avem barele de la terenul vechi, ce mai avem, gard, ce... Dar nu un teren de alte miliarde. De asta am venit cu această inițiativă. Niciodată n-aș da și n-am dat, n-aș repet lucrul ăsta pe un primar pentru că nu face, n-a făcut nimic. Dom'le, n-a făcut pentru că la noi, în democrația asta românească, dacă nu ești pe culoare cu președintele Consiliului Județean, nu e cazul nostru, dar dacă nu ești la nu-ți dă bani și nu faci, stai 4 ani și nu faci nimic. Ce să-i faci ăla? Să-și dea demisia ăla? Nu știu demisia, stă săracul acolo, 3 cani și nu face nimic. Dar să ai bani, iar în mandatul ăsta au fost bani, sunt, ce să mai. Și să investești în al doilea teren de fotbal, o consider că este abuziv și este revoltător, pentru că eu, de exemplu, nu știu că drumul comunal 3 este evumediu. Este evumediu la mine. Pentru că cineva și-a tras, deci la mine balastarea nu s-a făcut de 30 de ani. Și atunci a făcut-o în privat, tata. Dar problema este, la mine, de exemplu, un segment de 150 de metri și-a tras cineva apă. Normal, și-a tras apă, om, ce să fac. Este, cum se cheamă, când se fac cerpici. Da. Nu este, tocmai de-aia vin, nu la mine, nu cer la mine pe drumul comunal 3, unde sunt 12 case. Hai să mergem acolo unde Vlașca și Cotul Vlaștii,
unde într-o mie de metri, 950 de metri, mi-a dat pe bordul la mașină, o fi mai mult un kilometru sau 100 de metri, nu știu cât o fi, unde avem numărate, că am numărat, 201 familii. Oamenii care locuiesc efectiv, nu sunt plecați afară sau case părăsite. Locuiesc efectiv, 71 de familii, peste 200 de persoane. Numai în codul de sus, fără Vlașca jos, unde n-am numărat, nu știu. Deci suntem undeva la 100 de familii. 100 de familii. Iar noi, de asta v-am spus, revolta mea a fost pentru și-am inițiat acest proiect, tocmai ca un reflex la acest teren de, la acest teren de fotbal, care îl consideră, am spus, o risipă enormă și nu-i văd rostul. Mai ales când am făcut un alt teren, care și ăla este, iarăși s-a făcut așa pe repede înainte, în lunga râului, ne punem problema când va veni apa. Apa va veni, că vine la primăvară, peste 5 sau peste 10 va veni. Că va lua, ce va mai rămâne, vom vedea. Dar să stăm la mila lui Dumnezeu și am aici domnului, invoca domnul primar, să nu vină să ne ia puntea sau nu știu ce, pe cinci sau potița și te rămâne spărbat, nu este în regulă. Dumnezeu și mai totul ne apă, dar poate sunt ocupați cu altceva și noi trebuie să ne facem terenul într-un loc neinundat. Ca să fie, o investiție cu rost și pentru alte generații. Deci ploaia va veni, deci o viitură va mai veni. Nu știu când, dar va veni asta sigur, cum a fost în 2005, o să mai fie. Da, și nu e nimeni vinovat, nu sunt lucruri normale, sunt excepționale, dar se întâmplă și asta. Da. Acum nu aș vrea să mă refer și la celelalte puncte acum. Deci a fost doamna secretar. Deci, referitor la referatul doamnei Coșu, care m-am referit, dumneavoastră de asemenea ți-a dat niște motivații, iarăși legal, pașii, care când credeți că s-ar putea pune într-o ședință ordinară în discuție acest? Vă pot da răspunsul acum și cum la urmă. Haideți, da. Deci, lasă-mă dă răspunsul ce-a spus doamna secretar. Domnul primar, aș vrea să numai un pic. Cum am răspuns? La cum mă întrebați, ăsta. Deci, acest proiect de hotărâre a dumneavoastră, această inițiere, da. Să află în acel proiect de hotărâre, când ați aprobat acum două luni de modernizare drumul de interes local în comuna Cașa, în județul Bacău. În acel proiect este indicat și cadastrat și drumul respectiv. Ca lungimii era mai scurt, adică în ideea mea. Dar acum, având vedere inițiativa dumneavoastră, o vom discuta înainte de a aproba indicatorii tehnico-economici la proiectul respectiv. Și dacă vreau să vedeți decizii ca în drumul ăla să facem 900 de metri, 500 de metri, 400 de metri, 300 de metri, atât se vor face. Deci nu are rost să mai facem alt proiect, că este prins proiectul ăla. Domnul Slavu și-a cea medic m-a întrebat, domnul, că ați prins și la noi aici, știți? Da, este ridicat și a fost bătut cu ridicările topului, a văzut tot cum vrea așa când a ridicat, până în partea cealaltă a ridicat, până la pastor. O să 1000 și ceva de metri, numai 950, până la ieșirii pe drumul celălalt. Când îi dă puncte și punctul economic de la Abator. Abator, care sunt cu voturi europene și cu ce ai drumul care acolo, ne acordă și la puncte. Și atunci, în el va fi totul. Dar asta va fi, după acordul meu, cine o să mai facă alt proiect de o trei pentru ce? Să facă asfaltezi drumul ăsta separat, va fi prins în proiectul mare. Știți, domnule, că am discutat chestiunea asta și de asta, doamna secretară, nici n-am mai făcut, nici eu nu am existat, având în vedere că el este prins în acel proiect care dumneavoastră l-ați aprobat acum o lună și ceva, sau două luni de zile. Ați invitat pe domnii consilieri să vină ca să discutați ce drumuri să prindă în acel proiect. Vă aduceți aminte? Am invitat. Da. Haideți, îmi termin cu oamenii. Când va fi, atunci, uite că... Domnul primar. Ne chemați consilierii venitori, știu programul primarului, haideți că nu ne luați când ne chemați ce am fost de acord cu ăla, nu ne-ați chemat deloc. Dar el va invita, domnul Vădeanu. Doamne, o să vă invit la o dată ulterioară și data aia ulterioară s-a uitat. Dar nu v-a spus clar că vă invit să veniți cu propunere ca să vedem ce drumuri prinde. Eu nu pot să vin să propun drumul meu, domnul Vrânceanu nu poate să vină. Trebuia să ne adunăm toți aici și să discutăm problema. Domnul Vădeanu, acum nu vreți cu costul. Domnul Vădeanu, acum care l-ați crezut dumneavoastră, da? E bine că s-au făcut, eu sunt mulțumit la funița, deși sunt bun la.
este vorba de cei 5 km. Am înțeles, am înțeles și de ce și de ce aici implementează. Banul guvernamental. Ăștia vor face cu fonduri europene, cu bani de la Uniunea Europeană, măsura 72, cum am spus, în nou PNDR. Deci facem o distinție de PNDR și PNDR. PNDR este Programul Național de Dezvoltare Locală a Guvernului. Acolo vin banul guvernamental. Din coace, în nou proiect care lucrez acum la el, și o să vă pun la spre aprobare, fondurile europene care vă depunem până în decembrie, sper că anul trebuie să-l depunem, și dacă va fi aprobat, se va implementa anul viitor. Deci nu anul ăsta. Este cu totul un alt proiect. Deci face distinție între ei. Cel care se implementează acum a fost aprobat de către dumneavoastră anul trecut. Anul trecut a fost aprobat înainte de trei comune. Am aici proiectul trădării și ședințe pe care s-a aprobat din 12 consilieri prezenți, toți 12 au fost de acord. Că la Curtea s-a aprobat. Varianta, domnule. Varianta drumul de la Curtea de acolo. Așa, așa. Deci, acum discutăm de propunerea domnului Mășu, de inițiativa lui. Este proiectul slant. Numai că în principiu, în viziunea mea, ca și kilometri, nu era prevăzut 950 de metri. Dar eu vom discuta. Dacă se vor putea, eu vă prind toți 950 sau 977. Adică... Da. Da. Domnul primar, două minute și termin. Încerc să vedeți. Am vorbit cam mult. Cred că am vorbit cealaltă mult. Domnul primar, recunoașteți că acest drum nu a fost niciodată în discuția Consiliului Local. Înțeleg acum că este în acest proiect pe care l-ați inițiat prin fondurile europene, în care este drumul către cimitir, adică se punctează drumul către cimitir, drumul către investiția europeană, drumul către abator. Deci aici înțeleg că ați prins și acest segment. Da, dar domnul Slavă a fost făcut firmii și s-a discutat din drumul. Domnul Slavă, da, confirmat. Da, da, da. Panta care coboară de la Ciupra și până la Filipa. După părerea la Ciupra care nici la Ciupra. Da, 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 da. Iar drumul propus de dumneavoastră continuu, da? Nu era. Da, continuu primar. După părerea mea, și după părerea unui om, o persoană. Așa, deci, după părerea mea, acea pantă, pentru acea pantă pe care dumneavoastră ați prins în acel proiect, trebuie să găsim altă soluție. Asfaltul îi va face să nu mai iasă ca acolo cum iarna. Dar în fine, vedem asfaltul și vom vedea dacă ce se mai întâmplă. Hai, deci, că facem cu trepte pentru oameni. Da, da, bun, dacă facem cu trepte pentru oameni așa. Dar vă spun, la o pantă mult mai mică nu este o mașină iarna. La un 15-20 de grade, chiar acolo ți-ai bună. În fine, problema este de ieșit din oraie. Vă spun, faceți acest exercițiu, nu e mare lucru. La 7:30, la 8, dacă stați la în punctul 5 ăla, veți vedea 10 de copii și oameni care ies este de acolo, fie la stat, la magazine, mă recunță. Vă spun, eu am făcut lucrul ăsta, m-am dus la drumul iarăși și s-a făcut. E și vecinătatea mea oarecum acolo la varianta asta. Nu e nimeni, nu este niciun copil de acolo, vă spun. Pe drumul asfaltat de 700 de metri, că am dat iarăși pe kilometraj, de la fostul CAP până la intersecția Pom Negru acolo, nu e niciun copil. Nu, nu. De asta vă spun, chiar și așa selecție, recunoașteți... Domn procuror. Recunoașteți, domnul primar, că eu v-am spus, veniți, eu v-am spus o dată, dar mă rog, într-o discuție așa, veniți, domnule, cu planul urbanistic general, cu el în față și discutăm aici. Nu s-a mai întâmplat discuția asta. Deci nu că n-am dezis noi sau că n-am neglijat. N-am neglijat. N-aș putea neglija problema asfaltării drumului. Nu, nici vorba. Da. Iar asta cu asfaltările este care este investiție, este bun făcut, dar este, cum și spunea și domnul Vărean, așa, miroase netransparent și preferențial, așa. Cel puțin, domnule, sigur. Mă refer și la celelalte puncte? Da. Da? Ca să te... Investiția, iarăși, e o nebuloasă cu conducta asta de apă, nu mai înțeleg ce și cum. Argumentul doamnei secretar inițial n-a fost bun, că nu era de 7 luni, când a venit, este îmbrățișat, este perfect. Iarăși. Dar așa că nu am înțeles. Nu, nu, nu. Da, argumentul dumneavoastră, da, așa a fost la conducta de apă. Așa. Pe baza acelui argument, care pare solid, pare, dar nu suntem juriști. Explicați-mi că eu la ședință de la ședință. Nu pot să-i așa. Da, prezentat în ședința anterioară de doamna viceprimar. Raportul meu, da? Oare, da? Am revenit la închiriere, ca să înțelegi, da? Nu credeți că poate fi atacat de acest proiect aspectat? Asta mă refer. Ce să atace? Faptul că ne-a luat această... În baza acelui document pe care l-ați citit, aici s-a citit, noi am luat o decizie. Bun, poate cea corectă. Nu credeți că ne poate acționa judecată scriptura? Dar ce decizie am luat? Nu, pentru că nu are nicio dovadă că pierderile sunt ale noastre. Condițiile în care, da, care au fost și ca și nu și buciul de așa. Altcumva. Investiția asta, investiția în refacerea conductei de apă este una corectă, serioasă, după părerea mea, responsabilă.
Dar nu așa, nu de acolo, trebuia toată, pentru că un primar, mă rog, la început de mandat, dar să-l cauționăm pe domnul primar, pentru că problemele cu apa au început undeva, să zic, mai după un an, când am pus o stație de pompare, iar toată apa noastră este roșiatică. Până atunci nu a fost probleme, deși conducta mea le-a și până atunci, dar în momentul în care au barbotat la această stație, nu au început probleme. Dar un primar, la început de mandat, ar trebui să facă asta. Schimbat conducta de apă de la un capăt la altul. Dacă așteptăm Crabul, care Crabul fac investiția din fonduri europene, dar după ce termină orașele ne termină în 2014, când era cazul, o să fie foarte greu de... Deci eu cred totuși că pe investiții proprii se putea face... Este o investiție foarte bună și necesară. Da. Dar toată, până la vreo dată. Da. Încă o problemă, referitoare la ședința trecută, numai un minut. În ședința trecută am votat un reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii. Pe doamna viceprimar s-a votat. Vă rog, doamna secretar, cred totuși, conform ordinului 161/2003, incompatibilități și conflict de interese, viceprimarul este incompatibil. Nu este incompatibilitate, dar este desemnată de Consiliul Local. Și nu-și pierde. Și nu-și pierde. Nu. Deci nu există incompatibilitate în cazul ăsta. Deci Consiliul Local dacă spune că viceprimarul și primarul este incompatibil cu Consiliul. Păi nu, că nu există nicio funcție. Noua lege din 2015, republicată și reactualizată în 2003, da? Iar în 2001 invitată, a publicat în 2003, viceprimarul are și calitatea de consilier local. Nu poate nimic dat. Mă refer la ordine 161 2003. Este lege, da. Eu știu la ce vă referiți. Da, este 2003. Dar nu există incompatibilitate. Astăzi cu domnul Văleanu am verificat... Deci nu mă interesează deloc acest lucru. Dar eu nu știu așa cineva. Dar mă gândeam ca și cu legalitate. Nu, este corect. Sunteți comis? Da. Bun. Și da, nu mai cam vorbim destul. Mai era ceva, dar nu mai. Da, sunt de acord cu toate proiectele de pe ordinea de zi și vreau să fac o referire la conflictul dintre Comp Metalon și Consiliul Local Cașin. Domnul Scripcaru spune că a obținut să fie proprietar al acestei conducte în momentul când a cumpărat Serea Onești. Deci contractul de vânzare-cumpărare a fost făcut în anul 2000. Atunci proprietar al acelei conducte nu era Serea, era Apă Canal. Cum a devenit dânsul proprietar al acelei conducte? A venit la Consiliul Local în momentul când s-a depus acea plângere cu vreun document de proprietate al acelei conducte. Nu, niciodată a depus niciun document. În evidențele contabile din anii 2000, când a dobândit Serea, nu era niciun act de proprietate al acelei conducte. Cine a luat Serea atunci? Cine i-a mai Serea a fost achiziționată de Scripcaru, Hrebenciuc și Gherasim. Unde? Așa că l-am pare la Gherasim. Nu, dar Gherasim nu e nicio formă. Eu știam că domnul Gherasim. Să vă spun o chestie. Ca să mai destindim un pic atmosfera, Gherasim ăsta pe care l-am zis și nu mai am vrut să mori. Când a luat Serea, doar au luat au girat cu ce vorbim de ei din seră și își plătesc Serea. Și cineva de acolo a zis, domnul inginer, domnule, dar nu vă e milă, domnule, că aici munceau atâția oameni, domnule, o să o tăiem, o să nu știu, au muncit atâția oameni, domnule, și nu știu ce, nu vă e frică, domnule, ce să fac, domnule, dar ce, dacă nu vă frică de mine, măcar de Dumnezeu să vă fie, haide, bă, nu mai adun discuții pe Dumnezeu. Era totuși un pic de ce are dreptate domnul Adrian, dar nici asta nu are acte pe conduct, dar vrea să scoate niște bănuți. Sigur. Chiria pe care ne-o cere nouă Scripcaru este de 500 de milioane pe an. Nu ne permite noi să plătim o chirie de 500 de milioane. Și în al doilea rând, noi cu
7-800 de mii, facem conducția nouă și terminăm cu 500 de mii. Eu v-am spus ceva numai puțin. Da. Când a venit domnul Scripcaru, după ce a plecat, dacă țineți minte, am întrebat cum a câștigat procesul, dacă țineți minte. Și el a răspuns atunci, spuneți dumneavoastră, ca să nu spun eu. Ce a zis? Cu ajutorul celor după strada 22 decembrie. Așa, cum a pierdut procesul? Cum a pierdut? Cu gravul. Ei, și eu am spus atunci, cine a folosit apa în perioada respectivă? Cei după strada 22 decembrie. Și Axinia a fost. Nu? Așa, și-a mai întrebat mai multe. Câți aveau apometru? Încă multe. Ei, așa că nu, părerea mea, îmi pare rău. Nu pot să spun. Nu comuna Cașin este cea care este vinovată în treaba asta. Crab Bacău trebuie să lămurească această problemă. E băgată comuna Cașin într-o chestie cu totul, că eu nu beneficiez de apă. Adică eu, satul Curița, nu beneficiază. Dar banii care se solicită de la comuna Cașin nu sunt de dat, pentru că ni se pot imputa oricând. Să le mai plătim o dată. Păi dintre cei 600 de milioane, nu mai spunem. Da, o lumea de la capăt. Domnul Valeanu, da. Mulțumim, domnul Lucian. Da, eu ce să spun, eu sunt bolnav, am fost pe la Curița azi și am văzut că ulițele alea asfaltate m-au uimit așa. Lucrare făcută cu bus și cu, mă rog, de rezistență. Ceea ce am observat eu și am stat acolo preț de ceva zeci de minute, n-am văzut pe unele din uliți, n-am văzut o persoană să circule timp de o oră pe ulița Borbe. Sau? Nu pot acasă, nu pot acasă. N-a circulat. E bine că s-a făcut și dânsii sunt cetățeni. Și domnul Gură și acolo am văzut. De exemplu, eu ce nelămurire am, domnul primar? De ce s-a dus limba aia de asfalt către nimeni din dreptul școlii de acolo? Cel puțin 20 de metri de asfalt care putea să o dirijească către școală. Vă dau spusul. Da, în continuare de la poartă. Dar acolo și până s-a dus, fiindcă până acolo e limita cu intravilanul. Pleacă intravilanul și tot drumul ăla este al nostru și s-a făcut cap-coadă. Cum am inițiat în Consiliul Locaș, a făcut toată drumul care i-a făcut, să fie cap-coadă. Până acolo e limita cu intravilanul. De-aia s-a făcut până acolo. Pentru 20, cât sunt? 20 de metri, 20 de metri sunt până acolo. Dar vine o mașină de asfalt. Dar vă controla cineva și vă punea cineva, dacă nu era extravilanță... Nu merge problema, nu vorbim, aici avem discuții. Vorbim în taburări. Când este vorba de extravilanță, este vorba de extravilanță, în taburare, când e extravilanță, e totul acela. Deci vorbim, haideți, vorbim... În ce... Vă facem în regulă. În ce stadiu stăm noi cu căminul ăla de la... Acolo e dezastru, domnule, la curte. Haideți, nu-l ia ăla, nu-l ia la Nelbacu, nu l-a terminat domnul Curelea. Trebuie făcut ceva, ușa aia deschisă, la scumpa, trase de fire. Păi, dar știți cum s-a întâmplat? Pentru că poate sunt cetățeni care nu știu. În mandatul domnului Curelea s-a făcut căminul ăla până la un anumit punct, cu o anumită societate. Societatea aia a cheltuit, până atunci, cheltuise de 3 miliarde și 700 de milioane. A dat faliment, a venit altul. Ăla care a venit și a făcut o analiză, cine medier trebuie să aducă el la clădire, a cerut 5 miliarde. Dumnezeu, dar stric-o, doamne iartă, mă stric-o de la ăla și fă-o de 5 miliarde, fă-o din nou. Așa cer ăștia. Și păcat cât s-a făcut, cine a făcut, că a fost domnul Curelea cu vestitul dumneavoastră. Nu, dar trebuie făcut ceva acolo, chiar să degradează așa într-un... Băi, vine ăla, care nu îl interesează, ăla să judecă și poate iau să poate ne obligă pe noi ca și Consiliul Local să plătim daunele care s-au făcut acolo. Ați făcut o afirmație, domnul primar, că nu mai este terenul de la stația de epurare. Da, la dată. Mărind în el un serc. Noi și-am făcut de pătrat și rugmii de domnul Curelea, că s-a cumpărat la familie. Ce-ați făcut? Ce-ați întrebat? S-a plecat cu cineva? La o apă am văzut mai un sfert de 700 de metri. Cu tot domnul primar acolo, terea nu-i tot acolo. Opriți, tot acolo. La o dată, cu partea mea, cu meu jumătate tot acolo. Și acolo, oricum, un nou proiect, nu va fi stat de curare, e tot un inundat, nu știu.
Acum domnul Băcilă, trebuie să poartă de jos în Mărășeană. Când vine apa, vine până acoperitul acolo. Da, este de unii doar? Da, dar terenul este acolo. Mă bucur, e de altă parte. El că vă spun eu. Dar acolo n-ai cum să faci stații de epurare, pentru că acolo e... Inundare. Deci, va fi suportul. Trebuie să mai curgat. Să fac un curat un alt teren. Deci, sunt de acord cu conducta asta să se facă, sunt de acord cu bugetul. Am fost la grădiniță acolo, cred că ar trebui să vă duceți ca și beneficiar noi, eu știu, doamna viceprimar, să mai urgentați un pic lucrările acolo, că se face după aceea decembrie și aia acolo șantier total la școala aia. Ies lucrurile frumoase, dar văd că 2-3 oameni acolo care lucrează și citind acolo după, pe, mă rog, placajul acolo pus de ei, că trebuia să dea în folosință lucrarea pe data de 21-8-a. Au trecut deja 2 luni. Bă, la primul proiect, e vorba de parter. Care parter? Nu, e vorba de parter. E anveloparea și metalul, face parte din proiectul 2 care ați aprobat. Anveloparea și... Dar la grădinița acolo n-am putut să intru la... La grădinița am intrat, dar acolo nu se poate intra la dispensar. Probabil ce mai trebuie acolo? Eram cu el, nu? Rochie la cuia. Da. Igar. Asta trebuie să văzut că eu vă spun chiar se degradează și e păcat că tocmai asta nu vedem în Valea Rochie, că și legea și pun polistirene cu timpul legii și pui cu adezivul ăla că am vorbit și legii, o să scapi din orice vară. Și trebuie să faci treabă calitate. Să rămână și ai la să consumești barul la pictura aia. Trebuie dat la o anumită temperatură. Nu poți să dai la 2-3 grade, cu zi a fost să afară de legea. Și eu, de o săptămână, băieții au oprit lucru, au început de astfel să mai călească un pic. Ca și la asfaltări. Am terminat iar un fermet numărat drumul, pregătit de asfalt, au oprit atâta vreme neprienci, a venit cu ele, iar asfaltarea m-am utilizat și au venit proiectantul, o sunt tot din proiectantul, nu se poate face dacă nu sunt cel puțin 10 grade. La sol, nu n-ai, deci n-ar trebui să fie 5-20 grade. Ca în zona sol să fie 10 grade. Ca atât, dacă facem asfaltare cu un... Cum e acum 2, 3, 4, 5 grade, o facem cu ceosă cu București, la primăvară cu măi. Nu putem, poate, jocul de bani în public, asta. Și nu vor fi de acolo niciodată. Deci, dacă ei dacă vor voi să asfalteze, eu le vor da să stare lucrare, nu îi vor lăsa. Să facem lucrurile așa cum trebuie, cum ați văzut la Cunța, au ieșit bine și nu are rost. Adică, ce să faci să fie cum făcut. Sunt de acord cu proiectul pe care l-a făcut domnul Mușu și susțin pentru că dânsul foarte bine v-a explicat că vrea să fie prins în bugetul de anul viitor. Acum, eu nu vreau să spun că terenul ăla de la Curița nu trebuie făcut. Că și ăla trebuie făcut, făcut acum așa o chestie, mari fotbali, să știți că nu s-au născut pe terenuri de fotbal gazonate, pe Maidane. Acolo au jucat fotbal la Curița fără să mai fie udat și alte chestii. Eu v-am spus, acolo cu bani puțini se poate face terenul ăla, nu cu bani așa de mulți. Dirijați și bani în altă parte. Eu vă spun așa, se poate face acolo teren cu câteva sute de milioane, se poate face, se poate însemânța, se poate aduce pământ vegetal, se pot face multe lucruri. Dar cu bani mai puțin decât, eu vă spun, că vis-a-vis de cei bani aia mulți, facem, eu știu, chiar dacă dumneavoastră așteptați să faceți străzile astea, ulițele, cum le numim noi, să le faceți mai cu bani europeni. Dacă nu vor mai veni ăștia, ce facem? Adică trebuie să-și scoatem pentru oamenii din... Dacă 4 Bacău ne ajută până în 2020 și face investiția de canalizare în drumul cu Mănăstirea Cașin. Deci suntem foarte atenți și la acel asfalt care intră pe uliță. Nimic, atunci fiecare care vrea, din cetățean care vrea să aibă canalizare, să mai duce în grădină, va trece cu de acolo că să nu strice asfaltul. Mai aveți ceva numărul? Da, cam atâta. Mulțumesc. Domnul Roșu? Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. O să trec peste proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, pentru că au fost foarte bine discutate. Sunt de acord cu ele. Apa este mama noastră. Investiția își are loc. Nu trebuie să sufere acum o comunitate dacă o persoană, două sau trei, nu e de acord cu acea investiție. Și o să trec la capitolul diverse. Și o să încep cu primul punct. Am cerut la ultima ședință, din luna septembrie, ca reprezentantul de la Bacău, domnul Fiorea, să vină și să ne prezinte tabelul cu persoanele care sunt branșate la conducta de apă principală și câte contracte are încheiate cu aceste persoane. Da, am putut să vină că avea probleme cu copilul. Bun. Înțelegem. Vă rog, doamna secretară, să menționați că în semnul continuare
ideea și la următoarea ședință să vină din nou. Dacă are bună voință. Da. Domnul primar, revin cu aceeași problemă pe care am mai pus-o și în ședințele anterioare. Sunt acei 20.000 de lei pentru alocați pentru deformatarea râului Laza Puciului. Când va începe lucrarea? Vine iar. Ce mult serviciu vă arătoare? Suntem în fază de contractare la... Bun, mă bucur. Deja ați văzut că la ultima ploaie, acum le jumătate, deci... Gospodarii? Păi gospodarii, gospodarii, dar gândiți-vă că... S-au făcut 200 de persoane care... Da, au viitură... Au fost cu răul și am văzut și altul cum ați creat. Să facem cei care trecem cu răul. Domnule, asta e, deci omul... Poți să faci și ceilalți care nu vor să-ți facă, poți să faci mă. Din mărie, eu am făcut eu niște pare. Dar trebuie, deci nu. Așa cum s-a făcut în anii anteriori, da. Acum 6 ani, 7 ani, mai poate face și bănuiesc că nu e nicio sumă destul de mare ca să zic chiar să recești bugetul local. Și a treia problemă. Deci, vă rog tare mult și insist încă o dată, am mai pus această problemă în ședință. Cât mai avem noi de suportat mirosul de la punctele astea de colectare a deșeurilor în menajere? Până în decembrie. Deci, vă rog, v-am pus problema pentru cât v-am început, ca la punctul botez acolo, deci, la punctul, la noi acolo, la biserică de jos, să adună foarte multe deșeuri. Deci, vin de la, nu știu, de la Tanti Dosica de acolo, vin și aduc. Deci, chiar nu se mai poate. Deci am ajuns la culmea disperării, să deschid geamul sau ușa dimineața sau seara și să emit mirosul de... Nu vreau să mai spun nici. Deci vă rog încă o dată, găsiți o modalitate. Deci găsiți, vă rog, tare mult. O modalitate. E un punct foarte am mai fost o ședință, dar v-ați zis că probabil că aș omis fiind foarte lucrătoare, n-ați reținut. V-ați spus și că avem de lucru. Când facem unia voastră? Da, domnul primar, dar am mai trecut o primăvară, am mai trecut o vară. Atenție, domnul Roșu, haideți să... V-aș dori să veniți numai o zi, să stați și dumneavoastră în zona acolo și puteți sta cu geamul sau cu ușa de jos. Acum, hai că s-a răpărit, asta e. Dar cu timp de vară nu se poate. S-a dus la punctele astea tot felul de deșeuri și nu mai zic ce se mai aduce acolo. Da. Deci eu, din punctul meu de vedere, cam atât am făcut. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, mulțumesc și noi. Câteva cuvinte despre problema cu apa. Atunci când s-a încheiat înțelegerea între domnul Urelia, domnul de la Bucium și domnul Scriptaru, Bucium a mai funcționat o perioadă de timp. Nu s-a blindat imediat. După aceea, dumneavoastră au făcut conductă, au captat niște izvoare, au totuși o soluție rezolvată. Dar apa a fost preluată de CRAM. Primăria nu s-a implicat cu nimic și n-a încasat de la nimeni apă și era deci datoria lor să urmărească și pierderile care sunt și acum și, așa cum a zis cineva, cu tabelul cu oamenii care sunt delegați, că poate greșesc, dar am impresia că foarte mulți sunt delegați fără să plătească. Plus, nu vreau să critic pe domnul Fuiorea sau cine răspunde, facturile vin foarte greu, la unii nu vin, sunt oameni care iau apă și facturi nu le vin, așa. N-au contracte, domnule. Păi n-au contracte și atunci apa se va consuma în continuare, debitul ăla va crește, în mod cert va crește. Eu am socotit că dacă e să plătim cum trebuie să plătim, ne vine la fiecare consilier câte 37 de milioane să plătim ca să achităm cei 480 de milioane. Care deja vor imputa nou. Așa. Și vina mea noastră, pentru că primăria nu are niciun amestec ca să vină la, să vadă cât a consumat Radu și cât a plătit Radu. Dar și are cât... nicio legătură, domnul Radu, actualii consumatori pe comuna Cașin cu pierderile din trecut. Dar pierderile sunt doamne domnului. Nu, atent. Deci, e vorba de o pierdere care o revendică domnul Scripcaru cu aici plătit din anul 2009-2011. În 2011, domnul Scripcaru a blindat, spunea Mărinții Domnului, a contat către restul. Și a rămas Macașul. Deci vorbim, a trecut acolo. Dar cine a urmărit consumul de apă? A lucrat, a urmărit consumul de apă? Primăria a urmărit ceva? Deci a luat la cunoștință primăria.
Cealaltă primărie. Și primăria a fost la dispoziția crapului conducta. Domnul... Băi... Dumnealui vorbe, spune altceva și nu... E vorba de o pierdere istorică. Acum nu se mai revisitează, de provincii nu se mai revisitează de pierdere. E pierdere istorică, care are penalități. Aia e, acum nu mai, acum e regulă. Cel puțin nu se... Dar e evident că există oameni fără contracte care consumă. Eu nu știm asta, dar nu mai știu. Și nu puțin. Nu știu cum. Nu știu cum. De asta, cum spune domnul Roșu, ar trebui să vină să ne explice. Da, Nu văd o ieșire. Atunci, când s-a stop numai. Da. Da, domnul, mai avem ceva de... Și acum cum fi plătit. Deci, când s-a blutat, toată lumea plătește. Ești proprietarul ăla. Pentru că așa domnul Ieșea și domnul Frilea, nu normal să plătească domnul Ieșea. Cine e bunit? Cineva este de vină. Referitor la ordinea de zi la cele plase funcționare. Nu, sunt de acord cu astea și discuțiile au fost destul de mari. Referitor la drumul care duce jos de acolo, este o baltă care foarte ușor putea fi drenată și de dumneavoastră. Eu am trecut cu mașina și numai un pic un șențuleț se scurgea curița balta aia și balta aia e problema. Acolo totdeauna s-a pus o mașină mare de balastru mai înainte, dar imediat ca nimeni nu trece, se dea drumul pe care de altfel trece asfaltul pe la poartă. Am avut o experiență neplăcută de când mă rog de se toarnă asfalt, decopertase tot balastrul care a fost cărat de ani de zile și ieșise locuitorii la poartă și îi puneau pe cei de la Alconer să le tragă din poartă. Dar nu am văzut pe niciunul cu lopată în mână. Deci, despre asta vorbim. Totul se așteaptă de la... beneficiare de 416, de la primărie, de la Consiliul Local, de oriunde, numai de la noi din curte, nu. Noi scoatem gunoiul din curte, cosim, curățăm florile, greblăm frunzele, facem curat în cotețe și ducem pe platformă la domnul Roșu, la domnul Mâșu, la Cimboia, cu toate platformele, numai de astea. Găsim gunoaie menajere. Da. Domnul Băncilă George, vă rog. Mulțumesc pentru ordinea de zi, sunt total de acord. Doamne, un metru dacă se face, nu vă să vă certați consilia dintre dumneavoastră. Un metru dacă s-a făcut, e bun făcut. Ce-i făcut, e foarte bun făcut. Fă-i cu bani mai mulți, fă-i cu bani mai puțini, asta este. Referitor la altul. Mie domnul cu Iorea, mi-a venit și mi-a curat fără să obiei să-mi citească contorul. Și a venit două luni de zile și mi-a luat apometru. Și nici în ziua de astăzi el nu a venit cu apometru, domnul primar, înțelegeți? Și am fost la director, la inginerul șef de la APASER. Da, da. Domnule inginer, uite așa, să fură apă, domnule, unii să fură. A furat inclusiv Puiorea. Puiorea a dat apă de la canalul ăla, unii să pune pe manometru și a dat care se face prima vila acolo. Ei, acum săptămâna trecută am dat pe telefon la domnul inginer șef și a zis că trompează apa acolo. Deci aia e toată treaba, înțelegeți? Foarte bine că ați sunat. Foarte bine că ați sunat. Primarul a legat până cu furtunul, că e ușor. Deci aia e dreapta. Și m-a dat jos obisnă la furtunul, i-a luat proprietarul într-un jumătate de ori un domn păi. Ce e făcut e foarte bun făcut, că faceți un metru, că nu puteți să vă certați. Dar am și o problemă. Domnul primar, am fost în ședința din februarie 2013. Dacă poate vă aduți aminte, nu mai aduți aminte. Atunci era cu ordinea de zi, ăsta reabilitat contul lui Briceac și ilumina lumina câmpul mănăstirii. Nu știu dacă mi-a adus să-ți aminte. Am cerut și-o atunci pe altele să facem drumul pe dealul Buciului. Facem drumul acolo și testarea pe post a fiecare lucrător din primărie. Testarea pe post a fiecare lucrător din primărie. Testare de care? Psiholog? Testare pe post. Profesional. Da, stai pe post. Nu s-a realizat nici până în ziua de astăzi. Deci nu este nevoie. Nu, doamne, nu, vă spun de ce nu e nevoie. Pentru că cineva a fost, să vede făritul ăsta de la Buciu, primarul, să vede de noi, că băi, a fost cineva care am refuzat eu și am angajat-o la voi la cașă. Deci una, asta, cred că să știi cine e. Aici nu știu.
Vă de ce ne-a refuzat un fărit. Dar fărit cu Cosma mi-a spus. Secretară, cine mi-a spus? A fost doamnă și ați depus candidatură? Eu? Da, da, da. Unde, domnule? Când s-a înființat primăria Răbuci, mi-a depus CD-ul acolo ca să mă angajeze? Eu am dat concurs atunci, dar sta ani în urmă. Păi da, cu ani în urmă. Așa, și ce-am făcut? Și m-a refuzat. Am dat concurs. A, bine, bine. Și-am câștigat concursul, dacă vreți să știți. Da, și de ce da. Și prefectul de la vremea respectivă și a cineva nu mi-au validat concursul. Asta, a, ceva ce mai turtorit să... Nu, și mi-a spus America. Și da. Care este... Că-ați venit la Cașin. Da, să vă spun care e legătura. Tu eram la Cașin. Da, să vă spun care e legătura. Așa, iată. Lăsați să vorbească, vă rog. Am dat concurs pentru postul de contabil. Da? Am dat concurs, s-a realizat, s-a ocupat postul de contabil. De ce sunt două contabile acum? Stai, domnule, nu înțeleg care e legătura cu mine. Dar n-am dumneavoastră. A terminat trebuie. Da, da, da. Da, da, da. Da, continuați, domnule Cineșu. Atunci, pe ordinea de zi, a fost reabilitarea contului Pricioc, iluminat câmpul Mănăstirii. Câți oameni beneficiază câmpul Mănăstirii de iluminator? Da, răspuns. Da. Puntea lui Pricioc. Puntea lui Pricioc este la 10 metri, 11 metri înălțime. A căzut un om și arunc cât după ea, în vara asta. Eu nu cred că puntea prezintă o siguranță pentru pietonacul, înțelegi dumneavoastră? Pentru că la orice, deci de la 10 metri înălțime, trebuie să ai centrul de siguranță gratii. Acolo trebuie pus o plasă de protecție pe ambele părți. Vă dă răspunsul, domnule. Da, deci acolo trebuie pus. Da, da, da. Mulțumesc frumos. Cine mai dorește să iei cuvântul? Domnul... O întrebare, dacă toți suntem la faptul divers. Curița ce șansă are la conducta de apă? În viitor apropiat. Altcineva? Domnul Văzăcea, vă rog. Da. Eu nu sunt curier la consiliere la Curița, și eu nu, la Curița e o concluzie care am tras la nivelul în care mă pricep eu. Consider că dacă se pune în balanță drumul cu apa, trebuie găsite și o ordine. Dacă acei oameni care fac drumul îi prinde sete, nu trebuie să aibă și apă? Asta e părerea mea. Dacă am judecat greșit, îmi cer scuze în față la toată lumea. Încă o problemă. În cadrul școlii noastre este o instituție în care nu se merită să petrece ceea ce s-a întâmplat aici zi de zi. O debandată generală, înjurături, bătălii până la ora 12 noaptea, bolovani în ușa centralii și câte și mai câte. Dacă este domnul apostol, poate să vă confirme că am dat telefonul la dânsul. Este un dezastru cine. Și băuturi și toate porcările care se pot întâmpla. Așa, de asemenea, suntem într-o comună aici civilizată, domnule. Nu poți trimite un copil la chioșteau câinii, pentru că e câinii în mână, cu plasă cu mână. Oare chiar așa nu se poate să te vedeți treaba asta cu câinii? Și zic că, din ce am ascultat aici, trebuie luat în considerație foarte serios problema care a ridicat domnul Brevini. De ce? Luată de la treaba proprietății. Dacă acolo s-a clarificat treaba, au căzut toate celelalte acuzații. Dar acolo trebuie disecată ca lumea. Avem cadre juridice, avem oameni care se pricep la treaba asta și cu asta. Iar la referitor la pierderile care sunt mari, sunt normale să fie lume. Sunt foarte, foarte multe treburi care nu sunt nici justificate, nici plătite, nici scrise, nici nimic. Ar fi normal ca să fie, să nu planeze toată discuția asupra noastră la toată comuna aici, ca să ne facă jocul să care bune vin la comună. Și să ia ordine și părerea mea este că furnizorul trebuie să facă ordine în toată treaba asta. Degeaba să ia de primărie, pentru că ăsta este omul care răspunde de societatea care o are. Nu am nimic, nici cu primăria, nici cu el, nici cu niciun, dar judecând drept cum a venit treaba. Cam astea ar mai fi niște probleme care sunt mai mărunte ele cumva acolo, peste care se poate trece, dar zic eu că ordinea lucrărilor trebuie luată ca importanță ce au, trebuie luată ca cheltuielile care sunt aprobate, pentru că degeaba spunem noi că le facem și pe alea și pe alea și pe alea. O vorbă românească ce nu pune porșul la foc dacă e prurile pe alea. Așa gândesc eu. Dacă eu sunt alături cu gândirea dumneavoastră, sunteți mai măsură ca să vedeți pe ce vă. Mulțumim frumos, domnul Văsăcea. Domnul profesor, vă rog. Domnilor,
Poate vă întrebați ce caut eu aici. E frate întrebarea. Dar folosesc și eu dreptul de cetățean al comunei și mi-am propus, cu aprobarea dumneavoastră, să particip la lucrările unei ședințe la Consiliul Local. N-am mai participat la ședințele Consiliului din 2000. Veteranul Văreanu mai este din cei cu care am mai lucrat eu. Este la pensie. Dar cred că ești la pensie. Am ieșit, da. Așa? Am ieșit la pensie. Am mai avut cu mai tânărul coleg Mășu, căruia i-am dat în primire activitatea dosarului cu munca de viceprimar. N-a făcut mult purici că nu i-a plăcut, nu s-a înțeles, mă rog, a avut alte intenții și a plecat. Primarul nu era de vină. Primarul, dar tu nu era de vină. Nu, am venit să fac analize. Istoria asta. Nici nu vreau să intru în probleme de conținut. Nu sunt la curent cu problemele dumneavoastră, dar am remarcat aici un suflu pozitiv, un interes deosebit pentru ca lucrurile din comună să meargă foarte bine. Cu toate că, vă recunosc, eu nu sunt obișnuit cu tehnica asta așa, vorbește ala, dar așa o fi acum. Și atunci accept. Așa. Domnilor, prevăd o concurență foarte serioasă pentru lucrurile din anul viitor, la conducerea comunei, după cum v-am văzut eu aici. Și asta nu-i rău. Cel mai bun, să câștigi, că asta e regula. S-au făcut lucruri frumoase. Aici sunt doi dintre primari, unul care a fost, unul care este. Cel care a fost, pe bună dreptate, și apără poziția lui. Cel care este, pe bună dreptate, își exprimă punctul său de vedere. Nu vreau să dau dreptate niciunea, nici să contrazic pe vreunul dintre dumneavoastră. Pentru mine e suficient că amândoi au făcut treabă pentru comuna aceasta. A rămas pe urma primarului curărea lucruri pe care le știți, care se văd, rămân pe urma primarului Soroiu lucruri care se văd și care ne fac cinste. Eu sunt foarte mulțumit ca cetățean. Să nu credeți că eforturile care le faceți dumneavoastră acum și Consiliul Local vor dăinui peste veacuri. Ca impresie, ca amintire pentru oamenii care urmează. Uitarea este un fenomen firesc. Așa cum s-a uitat că subsemnatul eram directorul școlii când s-a construit această școală, subsemnatul eram directorul cămionului cultural când în 81 s-a primit un loc 2 pe țară, diplomă și medaie de argint pentru activitățile culturale, s-au dus. Dar eu am rămas cu mulțumirea muncii mele. Am prins și perioade nefaste, aceea de primar, imediat după Revoluție. Am avut și multe necazuri. Le-am înțeles. Erau firești să întâmple așa ceva. Nu se putea altfel. Dar nu m-am dezis și n-am renunțat. Iar când veți ajunge ca mine, o să folosiți amintirile ca un mod de existență a vârstei dumneavoastră înaintate. E foarte important ca în viață să fii conștient, să faci lucruri bune, să fii corect cu tine și cu oamenii. Și așa se spune că nu ești corect. Dar dacă chiar nu ești, domnul, prezența mea aici
a avut un scop foarte bine definit. Am venit să fac câteva referiri, fiind vorba de diverse, la activitatea aceasta care se continuă pe linie culturală educativă în Comuna Cașin. Să știți că nu e o noutate. Ce se face acum este la nivelul acestei perioade. Dar Comuna Cașin are tradiții în activități culturale educative. În timpul Festivalului Cântarea României, Comuna Cașin participa cu foarte multe formații și nu ne oprem până la cel puțin un premiu la județ. Comuna Cașin a dat foarte mulți intelectuali, foarte mulți preoți, doctori, ingineri, maestri, muncitori calificați, așa mai departe. Deci viața aceasta spirituală în Comuna Cașin a trăit, trăiește și va trăi. Pentru că asta este formația noastră. Nu putem altfel. Zilele Cașinului m-au mulțat super pe această inițiativă. Mi-a plăcut, mi se pare că nu mă înșel. A început sub, atunci când domnul Curerea era primar, nu? Prima activitate mai largă. Nu, e de pe vremea lui Gosac, eu am prins de atunci. Nu, era la primul domnul, se referă la partea culturală. Început de mult s-a extins. Nu, la forma care există acum. Nu, la forma care există acum a început în anul 2013. Domnul profesor, se referă la primarul Dragoslav? Eu mă refer la activitatea 600 de ani. 2010. Perfect. Așa. Dar pentru ceea ce am, pentru faptele, activitățile la care am participat în acest an, în 2015, vă rog ca, cu experiența pe care o am în acest domeniu, să-mi permit să felicit Consiliul Local. Respect și apreciere pentru primar și viceprimar. Este o inițiativă lăudabilă pentru ceea ce s-a făcut. A constituit un prilej de analiză asupra activității economice, spirituale, posibilitate de reînviere a portului popular. Am avut o expoziție foarte reușită, cu participarea multor oameni. S-a subliniat activitatea strămoșilor noștri, aceea de călăușie, și mie îmi place, pentru că eu sunt fecior de căruș. Și cu asta am crescut, tata cu căruța. Coloana aceea de căruțe care, cu covârtiri care pentru mulți nu înseamnă nimic, pentru mine înseamnă extraordinar de mult. Și nu numai, ceea ce mă bucură este că tineretul care n-a practicat cărușia se simte apropiat așa de această activitate. Se străbește, caută căruțe, caută cal, caută covârtiri și participă la activitate. E foarte frumos. Din multitudinea de cășune, mi-am notat ca să nu, eu sunt cam liber la vorbă și ca să nu iau razna, mi-am notat aici câteva chestii. Din multitudinea de cășune care s-au afirmat în lauda comunii noastre și pentru cinstirea acesteia, remarc mai înainte, pe domnul învățător Păslar, autorul monografiei Cașin. Și mai tânărul, dar cu nimic mai prejos, consăteanul nostru, Tudose. Este, eu consider, un autodidact. E de la PSD-ul de asta. Pasionat de literatură, de istorie, folclor, local.
lucrări de prestigiu, care aduc laudă comunei noastre. Porțile de lemn, porțile sufletului. Lucrare care a ajuns să fie acum tradusă în limbă, pălângă în limba română, în limba franceză, în limba engleză, deci iată că este o lucrare universală. Apreciată. Nu Tudose este acolo. Acolo e comuna Cașin. E comuna noastră. Și să fim mândri că avem un asemenea om care s-a ocupat de asemenea probleme. Eu mă întreb de ce n-am făcut eu treaba asta. N-am putut, n-am vrut, nu se știe. Dar s-a ipit cineva care a făcut. Și cu toate că eu am mai avut niște neînțelegeri pe parcursul existenței noastre, pe la primărie, precum nu mai ne-am mai întâlnit noi cu Domnul Tudose, eu astăzi vin și îl apreciez pentru aceste activități. Din prefața lucrării, Cașinul este o splendidă așezare rurală, un concentrat de istorie, o comună cu oameni harnici și avuți, în care strădanele, străvechile date românești, sunt păstrate cu sfințenie. Zilele Cașinului din acest an, după opinia mea, că am participat la toți anii la activitate, a depășit ceilalți ani, prin organizare, prin conținut și mai ales prin participarea unui număr însemnat de valori intelectuale din întreaga țară. Domnilor, am asistat la un simpozion cu această ocazie. Păcat că n-ați putut fi acolo. Am fost obligat și pătruns de un sentiment special. Atunci când am asistat și am urmărit spusele unui număr mare de intelectuali, peste 50 de invitați, oameni de cultură, profesori universitari, doctori sau doctoranți, academicieni din toate zonele țării, la care s-a adăugat și un număr de academicieni și oameni de cultură din Moldova. Mi-a sărat sufletul cuvântul academicianului Nicolae Danija. Regret pentru dumneavoastră că nu ați participat la asemenea activitate. Eu am participat la multe simpozioane conduse de oameni în cadrul facultății și ceea ce mi-a plăcut, m-a surprins în mod plăcut, a fost competența cu care Tudose Tudose a coordonat activitatea. Dacă nu l-aș fi cunoscut, n-aș fi știut ce pregătire are, ce studii are, aș fi spus că e unul dintre academicieni. Foarte stăpân pe temă, condus cu foarte multă competență. Permiteți, dacă vreți, fac așa o mică pauză, nu-i pauză, în legătură cu părerile mele despre această activitate și despre consăteanul nostru Tudose, au fost menționate într-o apreciere, eu i-am zis la Odaciu, cât o aveți și dumneavoastră, dacă nu aveți, vă pot citi. Domnul profesor, vă întrerup și îndrăznesc că sunt mai tânăr ca dumneavoastră, cum să vă întrerup. Nu-l mai răudați atât pe... Are ce să-l pupi undeva pe Tudose ăsta. E un defrișator al văiei Cașului Tudose ăsta. Tudose ăsta va fi căutat de DNA și de defrișării de păvarea Tudose. Asta e altceva. E un nitocan. Eu vorbesc despre... E un neserios.
needucat. A pozat porțile din Cașin, a pozat cărțile din porțile din Cașin, nu înseamnă că a scris o operă de... Nu e mare poet. E un bădăran, e un nefrișator. Nu vreau să fiu. Și v-am întrerupt și atât. Și am închis paranteza. De foarte. Eu mi-am luat, am scris la cuvânt și dacă vreți să mă respectați, nu este profesor, vă rog. V-am întrerupt și atât. Am întrerupt, că nu dau și o părere ca profesor. Se obișnuiește să faci, să fie întrerupt. Nu vreau să fie proaspăt. Nu mai mă deranjați. Am închis subiectul. Nu-i scrisă de el, nu și-a făcut singur textul, e scris de consilierul Cristi Roșu și Nicu Tudose. Nu trebuie să privim viața cu patimă oamenilor. Nu-i bine asta. De ce le-am spus de la că s-a înfrățit pe ei? Nu, nu, lasă, nu-i prea așa. L-ați prins pe el ca elev, pe domnul Curier, nu l-am avut elev. Păi eu, pe mine, da, nu vreau să fac nicio altă ție. Dați cum se comportă elevică care i-ați prins pe da, mine, bine. Îmi pare rău, adică puținile păreri bune care le mai aveam pus spre el, s-au pus dracu de acolo. Domnul profesor, ne cerem scuze în numele dumneavoastră. Vă rog să vă continuați. Da. Ce ar mai fi de spus? Scrie aici consilierul Cristi Roșu, ajutat de Nicu Tudose. După câte s-au zis de către atâtea somități, ce ar mai fi de spus? Cam nimic. Ar trebui să lăsăm tăcerea să ne învârie pentru sedimentare, pentru venirea în fire, pentru dumirire. Spunea cineva că cel care într-o viață nu sapă o fântână, s-a născut degeaba. Și mai ales, important este să sapă fântâna în suflet, așa ce a făcut în poemul, căci un poem este porțile de lemn ale hrăușilor. Este o fântână de apă vie. Nu știm dacă Vacio Moldovan o fi murit și dacă o fi căzut o stea, dar știm, în schimb, cu certitudine că din fântâna ta a răsărit o stea ce s-a înălțat la cer, îmbogățindu-l. Cu inspirație, curaj și talent, ai scris poemul Porților de Lemn, cu aceeași inspirație, curaj și iscusință, ai împlinit acest poem, Balada Miorița, de naștere la o coloană pe verticală, pe verticala zenitului, așa, și nu-i destul lucru. Din porțile noastre de lemn ai făcut un brand recunoscut de specialiști de marcă, fiind la nivelul brandului crucilor de lemn din Săpânța. Omul sfințește locul, locul sfințește omul și de aceasta renaște miracolul. De un miracol am avut și noi parte cu ocazia sărbătorilor Cașinului. Este omul orchestră care ne-a oferit un spectacol vizual, regal. Noi știam că câte ceva, că din copilărie era un împătimit al istoriei și al literaturii. Dar ca să fac de această postură ceva care să pună pe gânduri pe academicieni, ce să mai vorbim? Îți mulțumim și te așteptăm cu ferestrele sufletului deschise în repriza următoare. Mulțumim, domnule profesor. Mulțumim, domnule. Oameni, vă spun ca un om de 80 de ani. Atâta. Mulțumim. Respectați valorile. Respectați valorile. Respectați-vă între dumneavoastră. Viața se scurge. Cu răutățile nu învingem niciodată. Cozim, mai stai, că încă mai avem de discutat. Mai stai afară. Nu numai eu care spunea ce aș spune. Domnul profesor, am înțeles.
De asta nu au venit mulți la simpoziu, domnul profesor. Adică nu e așa grea tu găsi în concurs. Știi. Doamne, te rog să mai mă întrerup. Respectă vârsta, dacă altceva nu pot răspunde. Am văzut că ați terminat. Am văzut că ați luat o pauză. Nu e nevoie. Ai făcut pauză, dar foarte frumos. Organizarea. Sala de festivități a fost foarte bine organizată, foarte bine pusă la punct. Tădea o atmosferă specială. Aceasta a scos în evidență de un consiliu local, dar în special primarul și primarul. Pentru prima dată în viață am simțit bucuros că trăiesc. Mândru să fiu cășunean, onorat de prezența atâtor sumități. Colorat cu ceea ce a făcut pentru comună Dudosi. Efort intelectual, dar și material. Unii spun că a avut bani, dar i-a cheltuit. Câți nu au bani și nu-i cheltuit pentru așa ceva. Am vorbit despre onoare, despre onoarea comunei, onoarea consiliului, onoarea primarului, a cășuneanului în general. Dar cel mai activ dintre onorați, după părerea mea, este Teodor Tudose. Eu nu știu, n-am știut care e atmosfera și care sunt relațiile la dumneavoastră aici, dar nu-mi pare rău că am venit. Și că fac o propunere îndrăzneață. Chiar peste părerea unora de aici. Oameni buni, acest om, mai mult decât oricare altul, să-mi fie iertat chiar mai mult decât domnul Păsălaru, și a dus onoarea Cașului, și duce în continuare că își face niște lucrări acum, care continuă să prezinte spiritualitatea comunei noastre. Pentru aceea, eu, ca cetățean, al comunei noastre, ca om care, oricum, datorită vieții mele destul de active, am cunoscut oamenii, n-am fost rancheros și propun Consiliului Local să aibă în vedere ca consăteanul nostru, Nicu Tudose, să fie propus... Constantin. Să fie propus ca cetățean de onoare al comunei noastre. Iar dacă domnul Păsălaru n-a fost propus până acum, că nu l-am văzut în cartea aceea, să fie propus post-mortem ca cetățean de onoare. Asta este. Asta am avut eu. Pentru asta am venit eu, de fapt, aici. Așa? Și plus de asta, am înțeles că aveți post de femeie de servici bătrână. Viu și eu, că și mie, și pensia mea e mică. Și ține una. Eu am curăț florile aici, una ridică scările. Păi dacă aveți medii în marginea sfatului care ia banii aia de ajutor social, pe afară, fete tineri, cu un copil de mână la școală, nu pun, de ce nu puneți o fată de aia, cu 4 ori, cu 6, cu cât este? Ca să faci așa o leacă de... Că cum să mă ții pe mine pensionar la sfat? E ceva nenormal. Mai vedeți treburile, că eu am văzut în seara asta aici și mi-a plăcut, chiar dacă viu chemată, nechemată, nu știu, dar mi-a plăcut. Toți consilierii care au vorbit niște treburi, vă rog, luați-le în seamă, dacă din 10 cuvinte, măcar 3-4, cât are au mai cost. Eu le știu pe treburi, că așa, exact cum le spune dânsii. Treburi foarte bune, aveți multă răbdare și ascultați lumea. Pe Curița, după cum am înțeles, s-a făcut acolo 20 metri de asfalt la cazan. Păi la cazan nu ne prea interesează spre cazan. Dar e să facem și acolo la Mișu, să vede ulița aia, să intrăm o leacă mai încolo 20 metri, ca să vadă frumos, dacă nu măcar blochinele astupate, făcut ceva la ele.
Păi da, cum? Și mai mult ascultare la consilieri, că oameni deștepți și vă, că atâta cunoștință și atâta vrea să zică ceva și ceriți, că fără asta nu se poate. Acum ce mai am și eu? Am adus o cerere. Înregistrată cu 3700. E numărul de înregistrare. 19 a 5-a. La doamna Lucica Tudosi. Nu, nici azi, nu știu nimic de ea, de ce, cât durează o cerere când e adusă? Ce număr are de cerere? Cum? 3700. Bun, e la mine, dar nu-mi dau, că știu cât rost. De 19 a 5-a. Așa, numărul de înregistrare 3700. Am cerut prin prezent a cererii, dar s-a dat așa, peste hârtii. Lasă că asta urmă are timp, urmă are până atunci. Lasă-o, mă, să-mi curg. Prietenială-i prietenială și lasă-o pe ea. Am cerut în cerere măsurarea terenului lui Gerului Băleanu, că mă doare că am teren cumpărat acolo. Și mă doare măsoare și ce ia omului, lasă, ce nu ia omului, luați măsuri, nu le lăsați baut așa de azi pe mâini. Că nu se face așa, degeaba ești prieten cu el și dușman cu mine, că e de la mine de la asta a ieșit. Nu se respectă, sau dacă am venit la sfat să-mi spun o plângere în urmă, ori un telefon, ori să-i spui că a venit cu tare tante ca să mă oprească pe mine pe drum, nu se face treburile așa. Ești primar și cu ăla și cu ăla, să fruf, dată, lasă patronul, lasă ăla care mai este, lasă-i în pace, că primar sunt din toată comuna. Așa, alături am Comăneci, băiatul ăla cu stâna, am terenul cumpărat de mine de 15 ani. Acum nu știu, ați scălit, a făcut acte cu băiatul ăla din țigan, ce i-a făcut? Are grămezi de aia, eu n-am voie nici cu piciorul de 2 ani de zile. Pe curița, paște stâna, nu mă întreabă nimeni. Nu luați niciun fel de măsură. Lăsați așa, vine omul, pleacă, mă lasă, Doamne. Nu, dacă nu rezolvați treburile astea, eu m-am încă răbdare, măi, stăreac până la sfârșit de an. Dacă n-ați și la președintele județean, dacă n-ați să știi tot județul ce e aici, că nu am răbdare, că dacă m-a deranjat pe mine, nu trebuie tot satul. Gata. Mai aveți altceva? Nu vă mai spun nimic, da. Mai aduc aminte. Mai este cineva? Și acolo am văzut că ai venit pe drum, te-ai uitat, am înțeles că ai fost. Dar ai văzut că te-a ascultat inginerul? Doamna Erica, vă rog să vă exprimați. Păi cum? Dar cum să vorbesc? Să puneți întrebări cu vincior, domnul primar. A venit, dar lasă-mă toată ziua, mi-a zis doamnă toată ziua, zic domnul primar, a zis odată ajunge, toată ziua, lăsați-o la asta, vă referiți? Am venit la față, vin la fața locului, a sunat față de mine că vine inginerul, inginerul nu a spus mingea sa. Toate întrebările care le-ați ridicat, toate întrebările care le-ați ridicat, domnul primar vă răspund și dumneavoastră și celorlalți domn. N-a venit ăla să vadă care bani, vine face ăla și ne lasă părțile acolo, la poartă. Da. Mulțumesc. Domnul primar, vă rog să răspundeți pe rând la fiecare. Da. Aveți dumneavoastră, vă rog. Sunt de acord cu toate punctele pe ordinea de zi. Referitor la cererea făcută de domnul Mateescu pentru Cunța, deci știu drumul pentru Cunța este dat în adresa aeroportului Mănăstirea Cașin. Și o parte. O parte, da, partea care este dată în administrare. Și permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mă retrag, pentru că trebuie să ajung într-un moment. Sunt de acord cu ordinea de zi? Da, sunt de acord cu toate punctele pe ordinea de zi. Și aș vrea să mă retrag. Sunteți de acord să domnul Brânză să trece? Cu problemă? Da. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc frumos. Și domnul primar, vă rog. Vă mulțumesc pentru prezența informată astăzi de aici. Mulțumesc domnului profesor Constantin Comăneci pentru jumătatea intervenției pe care a făcut-o. Mulțumesc cu dată tuturor că ați venit, indiferent cum mi-ați spus întrebările, indiferent cum ați interpelat, când m-ați interpelat la persoana a doua, la persoana a treia, importantul e că sunt tot eu și voi rămâne tot eu același om care am fost și voi rămâne deschis cetățenilor comunicași. O să dau răspunsul în ordinea cum s-a vorbit. Domnul Culea nu este, dar sunt obligat să-i răspund. A pomenit Căminul Cultural la Purița. Domnul, m-am judecat cu constructul la Purița și am anulat în instanță un contract de 6 miliarde. Ca ilegal, făcut fraudulos. Cine a făcut contract? În 2012, domnul Culea. Da? De ce vorbim? Se plăteau 6 miliarde în plus la un cămin cultural care are o suprafață, o pădure de nici 4 metri pătrați, ajungea în final 6 miliarde de euro.
Domnule, vreți să duceți la mine, domnul s-au fost unii, domnul gospodar. Pe 60 miliarde, pe consumativ, 400 de mii de euro, faci 4 vii. E ceva inabonabil de ceva, adică și nu are rost să mă deschidem acest subiect, ne judecăm, îmi pare rău, dar cel că mi-e stă în situația atât timp cât eu cu mă duc în litigiu, nu avem voie să intervenim în el. Nu, domnule, întrebarea mea a fost, nu mă intervenim în zona voastră. Să vezi ca să facem ceva. Era vorba de domnul Curelea, domnul Curelea. Nu m-a ajuns la ceva, să-l spun. Nu, dar eu am zis. Domnul Curelea, o să a fost vorbit. Și mă pregătă dumneavoastră la dumneavoastră. A ajuns la dumneavoastră. Nu mai este terenul de la de depurare. De adevăr a apărut din el. Acel teren nu va fi putut folosit niciodată în pentru următorul proiect de canalizare, fiind în zona inundabilă. Domnul Băcilă mi-a și confirmat acel și întâlnește că este locuitor al zonei de jos în Bărăcea. Când vine Cașul Mare, acolo e un tot. Poți să pui oreze. Deci nu se poate ca batalele care vor fi construite pe situația de furare să fie inunde. E un pericol ecologic. Se ducă toată mizeria doar în părâncul cu în Cașul. Așa că am și analizat terenul de față de sus, la drumul celălalt, și acolo va fi posibil noua stație de furare în perioada 2016-2020. Comuna Cașin va beneficia de un proiect de canalizare și extindere de apă pentru cetățenul statului Culița. Participarul din Bacău, pe programul POIM, se numește nou program, cu o extindere de apă și canalizare în valoare de 5.600.000 de euro. Dacă am depune proiect separat, proiectul făcut în 2007 și continuat în mandatul domnului Curelea, nu îi poate acorda decât maxim 2 milioane de euro, ceea ce înseamnă că nu putem face decât stația de curare de proiectoare în banii aia și mața Ducașului și colectorul principal, fără nicio extindere. S-a pomenit de drumul să spatează drumul, dacă ținem cont de următoarele extindere de apă și canal. Da, în proiectare a aruncat proiectantul ca să lase zone libere, acostamentul medal. Ca drumul pe care se asfaltează, banda să nu fie mai mare de 4 metri. Sunt într-adevăr și drumuri foarte înguste și până la Culița, unde drumul are practic 40 marci. Dar în Cașe sunt drumuri mai late, unde, sau în Lăsășești, unde îi permit să avem un acostament și 2 metri jumate. Deci sunt fără nici problemă, pot să faci canalizare. Deci a discutat cu proiectantul în ideea ca cu viitor, dacă să revine la această investiție, să nu stricăm ceea ce facem acum. Într-adevăr, ordinea cronologică a utilităților este apă, canal, gaze, ceea ce este săpături și ultima dată cu asfaltare. Dar nu e de până noi. Nici unii și noi și depunem proiecte și luăm bani așa cum se dau. Când dacă așteptăm să facem ordinea asta cronologică, pierdeam și acum 5 metri de asfalt, ne vedeam, așteptam până vine apa, banii cu apă și canal și tot așa. Eu zic că e bine ca tot ce prindim să depunem proiecte și să luăm bani. Cât la Guvernului, cât la Uniunea Europeană, să-i luăm, să-i aducem în comună, să dezvoltăm, să contribuim la bunăstarea locuitorilor comune. Inițiativa domnului Mușu Sebastian, de asta nu s-a făcut un proiect de hotărâre astăzi, este prinsă în proiectul care l-a aprobat acum o lună jumătate, două, nu mă rețin exact, cu un nou proiect care se depune în fonduri europene. Că noi încă nu am stabilit ce lungimi va face, va face 950 de metri, va face 200 sau 150 de metri, asta e clar și cert. Dar în momentul când va termina cu ridicări, cu intabularea și proiectantul, vă voi întâlni cu dumneavoastră în ședința Consiliului Local să aprobăm indicatorii și vom stabili de comun acord cât ce lungimi vom face cu fiecare drum propus care ne aduce punctaj ca să obținem acești bani pentru a moderniza și ceilalți 5 metri drum în Cașă. Risipă undeva în public? Nu știu. Dacă s-a făcut mandatul meu, dacă sunt primar la comuna Cașa sau în alte mandat. Dacă s-a făcut risipă banul public, îmi asum mandatul meu și vă dați socoteală organelor drept care mă vor agheta sau cerceta sau îmi vor verifica situația de investiții și contabilitate și dacă am făcut risipă, voi răspunde. Dar eu zic că nu. Cu proiectul la școala Culița, aș vrea să fac o paranteză. Într-adevăr, nu se face din banii aia 70.000 de euro numai terenul de sport. Să faci și alei care se ducă la școală, o platformă betonată pentru parcare în fața școlii, pentru microbus școlar, pentru știu eu ce va mai veni, mașini de apă scurtă și mai departe. Deci nu intră numai execuția terenului de fotbal.
Terenul făcut la Tănac, că este în zona inundabilă. Nu știu dacă va fi în zona inundabilă sau va fi sau nu va fi inundat. Dar am mai luat acum legătura cu construcțiul care face podul. Nu știu dacă a fost în zonă, dacă a fost un dig din fundiș și barat. Și sper ca anul viitor sau mandatul viitor, dacă vom fi primar, să prind un proiect de gabioane. Protejare cu malului a râului ca și în zona respectivă și cu o parte și pe alta. Va proteja practic și terenul, va proteja și drumul, va proteja și podul care este acum în depozit. Ca să fie cumpărat terenul în altă parte pentru a construi un teren de fotbal, nimeni nu trebuie degeaba. Cu siguranță costa 10.000 de metri pătrați, un hectar de teren, îți lua pășuneau cel puțin 2-3 miliarde. Plus investiția de bază, în loc să fie făcut terenul cu 5 miliarde, pentru că cu 4 miliarde și fac ce-a costat acum, te ducea în jur la 7-8 miliarde într-un teren de fotbal, ceea ce pentru mine, din punct de vedere, era inexplicabil și atunci putea face deci, o risipă prin bani public. Având terenul acolo, proprietatea noastră, ne dăm pa cu el. Domnul Bredini a dus în discuții că a, conducta s-a părea cu domnul Stifăcar nu are acte pe conductă respectivă. Să știți dumneavoastră că după Revoluție, până legii date de Parlamentul României, toate bunurile care au aparținut statului privind utilității publice la nivel de OAT-uri, fie ele comune, orașe, municipii sau sectoare de București, au trecut în proprietatea administrației locale a Consiliului Local. O nebunoasă s-a întâmplat numai la Onești. Acele bunuri a fost preluată din nou activitate făcută apă canal, care a rezultat în Ria GCD-ului Onești, când era vorba aia, Ria GCD-ul, Ria GCD-ul, că era Igor. Nu, Igor. Era Igor, era la liceu, da, și Ria cu spatele lor Igor, care era la canal. Și a ajuns, eu știu, în proprietatea domnului Fântân, domnului Budeanu. Budeanu este administrator, nu știu cum. Drept dovadă, conducta care a aparținut lui Igor la Cașin, care a plecat la baston și a alimentat cu apă bazinul de sus de la apă, așa, a revenit până hotărâri de guvern Comunei Cașin. Este hotărâri de guvern pe care 4.670 de metri liniar de conductă, de 250 diametru, a revenit în proprietatea Consiliului Local Cașin. Acolo, de-aia și eu am rămas supins și mă întrebam, domnul Ivaran Judecat, Ivoncini și noi în instanță, actul de proprietate, că dus la prezentat până acum. Că toate utilitățile au trecut în domeniul public au atelor. Mai puțin la Onești, la apă canală. Dar dânsul fiind o persoană privată, a cumpărat Sera. Nu știu dacă a cumpărat ceea ce spunea și domnul Brebini și conducta. Căminul cultural ce s-a ajutat? S-a ajutat domnul Băleanu. Faceți că o iau un mod din cronologie. Ne avem un proces, noi am câștigat și am luat contractul de 6 miliarde, v-am spus mai înainte, iar acum ne avem un proces, domnul administratul a elbat SRL, cel care construia căminul la Prița, a dus instanțe eroare și a zis un alt proces, face plata la două facturi de 4 miliarde și ceva, care fac acelui contract anulat. Dânsul a părut instanțe, domnule, nu se poate primăria totuși, că mâna ca să îmbogățească fără și pe cauză. Chiar dacă acel contract a fost anulat ca ilegal, ca așa scrie în hotărâre, eu am făcut și lucrări. Ei, atunci, ce se întâmplă? Ne aflăm un proces, ia băi, la acel expertiză contabilă și de inginerie, prin care să stabilească prețul corect. Și după umilea mea părere, ceea ce am calculat și eu și-am stat și pe el, să-i calcul, valorile ce a făcut el acolo, care vrea să ceară 4 miliarde și ceva, nu depășesc de parte 2 miliarde, deci 2 miliarde. Și am încheiat, dacă instanța va stabili prețul corect de 1 miliard jumătate, 2 miliarde, atunci îi vom plăti domnul 1 miliard jumătate, 2, dar nu 4 miliarde jumătate. Cât tot ce ne aflăm în proces și asta ne ținem cu loc și nu putem prelua căminul. E vorba de preluare, eu v-am spus ca să fim mai atenți că totul se distruge. Cine va veni, că cu siguranță dumneavoastră veți mai fi primar sau nu veți mai fi, sau cine va fi primar, poate nu va mai continua lucrările tot cu el. Cu siguranță va prea. Care vine iar spune, doamne, eu iau de la, de la zero să... Am făcut un proces de fapt. Din ea bani, de asta spun. Și omul ăla cât de pază acolo, să am făcut o expertiză, obligația de a asigura pază acelui cămin cultural, care este acela construcțiului. A fost omat prin poliție, fiindcă el nu ne-a predat încă nouă căminul cultural. Noi suntem beneficiari acelui cămin cultural, dar în urma procesului verbal cu predare, primirii. În care se semnează de constructor și beneficiarul fiind Comuna Cașin. Fiind litigiu, el nu ne-a predat acest cămin. A fost,
mereu am informat poliția, am putut așa adresă scrisă prin care să-l somnezi sau să-i aduc la vedere și să asigură pas la acel obiectiv. Că refuz să-i prevea dânsul. Noi am făcut expertizi în care am scos în evidență și defecțiunile care au apărut în neasigurările pazii și cu siguranță îi pot deschide un concert. Pentru acele lucrări care când va lua pe lua căminul, se va lucra, sunt idei bani cu el, că nu a scurat partea căminului. Cu vizabila domnului Roșu cu Cristi, am ajuns cu mirosul care îl deranjea. Acest proiect, după etare... Nu te-ai spus, nu te-ai sunat pe mine, nu mă... Nu, 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 asta la ora. Cetățenii, stai, 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 stai. Acest program de proiectare este echipa, deși eu țineți minte că a intrat în funcțiune în anul 2011, nu în anul august, iar luna asta, cu 20 octombrie, este dus în municipalizarea fondurilor europene. A fost făcut cu fondurile europene, prin ADV Petraneam. Ieșit în municipalizare, acum putem noi, de-abia de la anul de ianuarie, să putem interveni asupra pasfolului. Să-l schimbăm de acolo, dacă este cazul, sau să facem un alt procedeu de a colecta deșeuri. Într-o ședință anterioară cu Consiliul Local, v-am spus că am intenții, împreună cu dumneavoastră, deci cu aprobarea dumneavoastră, ca în luna de ianuarie, în bugetul lunii de ianuarie, să achiziționăm cubele de 90 de litri, să facem pe fiile, 3 cubele, să le dăm la fiecare cetățean, la comunii, ca și un parc, fiecare familie. Iar colectarea să fac și în alte localități, din poartă în poartă. Și atunci vom avea o colectare cu adevărat selectivă, că cei de la firma de solidaritate nu-i va lua la Melbușu, nu-i va lua Găinatul, nu-i va lua plăciuga, nu-i va lua frunzele și va lua numai deșeul menajer, îi va lua plasticul și sticla. Și atunci costurile noastre către firma la Bacău, unde îi primește gunoiul, vor scădea considerabil, că metri cub de gunoi vor scădea, costurile cu transportul cu transportul gunoi, acum comunitatea noastră transport la Bacău. Noi plătim transportul gunoi până la Bacău, plătim o stație transfer, sersarul la Onești, plătim groapa la Bacău ecologică la Nicolae Bălcescu. Deci, atenție! Da, sunt costuri. Dacă metri cu sunt noi, sunt foarte mulți oameni după vreo deșeuri, atunci și costul noastră cresc. Și unde se le găsesc? Sunt în buzunarul nostru. A contribuabilului care plătim taxa solidaritate. Am gândit-o și cu asta. Și deci, din ianuarie, eu voi iniția acest proiect, voi propune dumneavoastră, vom aloca bani și în primăvară, eu sper ca să reușim să văd aceste platforme, să le desfințăm totalmente, și fiecare cetățean să beneficieze de la cele trei recipiente acasă și voi vrea să facă de poartă în poartă. Da. Domnul Rabu, dânsul vine cu problemă că se fură apa în Cașin. Nu știu. Eu nu cred la Crab, sunt primarul comunei Cașin. Apa cetățenilor comunei Cașin este furnizată de Crab, este apa tău, este apa lor. Cetățenii comunei Cașin au contract impiat cu Crabul. Atât timp cât ei se plâng la ora actuală ca o pierdere și nu se autorizează să vină, nu știu, o să aduci cu domnul Foiorea, care este responsabil pe zonă, angajatul Crabului, cu încasarea și cu cederea documentului, să vină să dea explicații ce sunt cetățeni care încă nu au încheiat din contracte și consumat. Dar atât timp cât Crabului, furnizorul, acest economic, nu se plânge ca fi pierderi, eu m-a țin discut că ar fi pierderi cu apă la ora actuală. Domnul Băncelă, mi-a pus o întrebare cu puntea. Cu puntea. Cu puntea. Puntea aia cu șufii, dacă mi-aduc bine aminte, eu născut până în 72, când am văzut cum mai mărișor și înceam, practic, puteam o bucină, când eram la școala generală în Gașca, acum prin 30 de ani, acum și mai bine 30 de ani, când am lucrat la un cătăriot la 14 ani la școala Gașca, puntea exista în aceeași formă. Până anii 2012 a fost reparată, a fost întinsă șufii de DMC, parcă domeniul Cost Onești, înainte de accidentul la nefericit cu barcul la cu Popescu, cu Nicușor, mi-e fără doilea, m-a dorut inima așa. Îi sunt cele de sensul meu. S-a întâmplat. A căzut pe punte, da? A căzut în capătul punții la 1,5 metri înălțime. Probabil că Nicușor, Popescu, oamenii spun, a fi văzut într-o sare mai avansată sau neavansată, dar a fost o boseală cu nere, a căzut acolo. Nu a căzut nici în centrul punții înălțime, este foarte mare de 10 metri. A fost un accident nefericit video. Acum nu mai avem mult, ci în maxim 2 săptămâni vom pune în funcțiune podul de jur la Rălbău. Dacă cetățenii din comuna Cașin voi face o doare publică la căminul cultural și cei din podul Lucian sunt de acord să sfințăm acea punte ca să lăsească podul, o vom desfința. Dacă nu, vom strânge semnături ca și ea o plată publică locală să fie acoperită și vom lăsa acea punte să funcționeze în continuare. Nu pot să iau decizia ca primar
să interzic un bun folosit de 40 de ani până când nu le pun la dispoziție o altă trecere. Iată că asta se reanvia să rămas cu 200 ori va fi pus la dispoziție. Dacă vom fi de acord, vă vom zicea. Dacă nu, se va mai repara în continuare, schimbăm gândura și va rămâne în continuare la răspunderea acestei zonă de zonă a celor care folosesc această funcție. Mă bucur că s-au obținut banii europeni, mă bucur că am făcut proiectul ăsta și să realizez acest pod, care zic că va fi util și pentru căruții, va fi util și pentru mașinile mici, va fi util numai pentru cei care vor trece pe jos. Mai mult dacă de la punte și până la port este maxim 100 de metri, 150 de metri. Când a ajuns la podul și a ajuns din coastul la Nălcoc, a ajuns în centru. Deci a ajuns în centru imediat. Când era pe punte, trebuia să meargă, să ocolească un kilometru jumătate, până în centru aici, ca să-și fac cumpături, sau să vină la primărie, sau să iasă stația de autobuz. Am mai pus o întrebare cu două contrari. Domnul Băncilă, vă informez, în calitate de primar al comunei Cașin, primăria Cașin funcționează conform unui organigramă cu schema de personal, statutul de funcție, care este aprobată de câte ori suferi modificări după Consiliul Local Cașin și de Agenția Națională a Funcționării Publici București. În organigrama de la noi la primărie, la ora actuală, sunt două posturi contabile. Este doamna conjucarul Marcela Contabil și doamna Dițu Maria. Aceste două posturi au fost ocupate prin concurs, în publicarea lui Monitor Oficial, prin anunț public local, prin ziar, concurs la care s-au înscris și a ieșit și a fost o... Deci nu primarul angajează, atenție! Primarul nu este administratul de firmă, nu este în gemele cu patrulă, nu mai arată că trebuie să patrulă. Primarul, când îi spune primarul, numește o comisie, doamna secretar, e de față cu mult, voi când ai președinte, prin care comisia efectivă operează un concurs și pune la... Faci un examen. Deci să știați două luni înainte că o să iasă contabilul cine a ieșit. Deci cine ați informat toate lucrurile? Da, să știați două luni. Dacă era competent, domnul zice să... Și a fost singura... Da, a fost singura. Dacă n-au venit, au fost cu două luni de zile pus afișul pe monitor oficial. Au fost publicat. Domnul primar, mai pus întrebarea cât beneficiat de lumina în comunitate. Da. Doamna primar, cum beneficiază lumina aia în comună? Acum răspunde, acum mă uitea să văd lumea montată, nu mai văd doar nici ceva. Vis-a-vis de dreptul de public în grupul mănăstirii, să știți că, așa cum se pare dumneavoastră și muncii cu lasă, beneficiază foarte mult sacer. Să știți că lucrează cetățenii din comuna ca și în Curița, lucrează mulți dintre ei la Caribic, la Fecitul Gostii, la RAP. Toți acești cetățeni, vă rog frumos, dacă mi-ați pus întrebarea, să mă ascultați și pe mine și să mă lăsați să vorbesc, vă dau răspunsul, nu vorba domnului profesor. Momentul întâi. Că acum suntem obosiți cu toții, eu ori deja întârziat. Deci foarte mulți cetățeni din Cașin, chiar și din Curița, care la timpul ăsta, acum la ora 6, și lucrești, care vin cu jos acasă. Deci ei vin cu jos acasă. Exact cum s-a pus și ei când lumina publică drumul Curiței. Sunt foarte mulți care vin cu jos acasă, care lucrează la mireu sau în oraș, și la ora 11:30, seara, nu este autobuz la Curița. Și este nevoit la Curița și până la podul și până la Curița s-a ajuns cu jos. Erau mușcați de câini prin întuneric și speță, în general, cei care lucrează în schimbul 2 acum și trebuie să femei. La Onești cam lucrează femei, bărbați și numele. Lucrează la mireu la Stix sau oricum la Butării sau până mai lucrează ele. Domnul Băncilă, domnul Costălcea, da. Domnul Curțică s-a regăsit răspunsul în ceva aspect. Da, mai câteva. Da, o să duci la răspuns. Domnul Costălcea, cu scandalul în cei la școli, ca și sunt bat, vreau să ce mai fac, în jos și mai făcut. Știți că e adevărat. Am luat măsuri, am încuiat porții de acolo, au spart la acțiuni. Este noapte. Am sezizat poliția Cașin. Vă spun sincer că sunt foarte supărat și cu activitatea polițiștilor și nu mi-e teamă de ei, că n-are ce să fie frică. O să fac un raport scris la IPJ Bacău. Deci nu se ia nicio măsură privind ordinea și cea publică în Cașin, pătim de noapte. Deci au fost foarte multe frică. Pentru ei răspunsi, dar mai este mult. Dar ordinea... De bun simț, dar de fiecare mărți. Cum au plecat. Da. Am luat tot timpul. Nu s-a luat nicio măsură. Cineva din Cașin, un om important, de care îi pomenea și domnul profesor, spunea, îmi reu, bă,
Dar îi pot trofeu la 1 și eu, la ora 7 seara, vara, la ora 9 seara. Să-l vadă pe stradă, cu poliția respectivă, cetățenii copiii, că dacă îmi vede, băi, prezența lui este simțită. Doar până la urmă poliția trebuie să ducă o muncă, prevenim. Nu mai neapărat prin prindere acolo. Prevenirea e bună decât prindere aici acolo. Ori îl prind, ori nu mai prind. Dar dacă îi previn, este mult mai bine. Cu câinii din comună, să știți că chiar când am avut doamna Ciumă, vinerea de făcut acțiunii, cu DPP unde ești, ne-a ajutat timpul. Sunt niște oameni jos pălăriat și mulțumesc pe această cale domnul director Paris, că colaborează foarte genial. Și domnul viceprimar Natu Nicolae, că colaborează foarte bine cu, cu noi la primăria ca. Și am făcut acțiunii prin care am vânat, nu știu, sau colectat vreo 20 de câini. Și ne-a trăsit și pe aici. Acești câini care vedeți dumneavoastră în Cașin, dimineața, îi vedeți acum ori. La orele 10 nu le vedeți. Și vă spun din părerea acești câini. Dă-mi lași ca duși jos, sunt niște fete tineri, care și-au duc copiii la școală, că vin nici pătii. E clar, nu? Da. Cum au plecat din pășitul? Stau cum își bea cafeaua, am fost băieți, că am ajuns la tăgea. Cum au plecat? Bea cafeaua să fugeți. Băi, că am urmă, spune-mi așa. Știți bani? Pe uliță la mine tot timpul. Am auzit acolo și eu cred nici tot. Apoi sunt. Au stăpân? Nu au stăpân. Este excelat un lucru. Dar îi dau mâncare. La tomberanul dumneavoastră de domnul Căsăcea sunt, există poartă deschisă zilnic la nenea Ghița Andrei, că am vrut să-i strâng și n-am putut. Că au intrat repede în curtele lui la nenea Ghița, nu pot să intru în curte să iau, că e chiar până peste câinele lui. Cu apa la cuiță, nu am putut să vedem cu apa la cuiță. Am spus-o mai înainte. În perioada 2016-2020, în martie planul de Subarcău, prin programul POIM, etapa a doua, există un proiect aprobat, care a aprobat și noi în ședința Consiliului Local Indicatorii, în valoare de 5.600.000 euro, prin care se va extinde direcția de apă în comuna Cașin, inclusiv statul Cuița, și de canalizare. Inclusiv stații de epurare și canalizare, vă spun după acum, acea stație va deservi și mănăstirea Cașin. Gazele ce șansă au? Cu gaze, vă spun sincer, am noua programă a fondurilor europene, pe nicio măsură, nici pe Adelie Catranian, nici pe PNDL, cu mari afir, afir, nu există numai nicio măsură în care se acordă bani pentru extindere de rețele de gaze. Au fost în vechea, până în 2012, în 2012 nu există nicio măsură. Dacă putem face, eu am avut discuții cu cei de la Transgaz Bediaș, și o să ajung și la Dânci. Trebuie să nu neapărat, nu Târgu Mureș. Atunci e clar, trebuie luptat. Dar e o Târgu Mureș, trebuie să ajung neapărat, au discuții. Au venit în teren, au vizitat statul Cuița și au rămas să facă un studiu de fezabilitate, să vadă dacă extinderea de rețea de gaze din statul Cuița este fezabilă. Deci ea va fi rentabilă. Vă spun sincer, că dacă îi vom lăsa pe ei și vom face noi, niciodată nu va fi rentabilă. Dacă ajungem în Cuița să întrebi care îi vrea gaze, nu foarte mult. Am fost viceprimarul la timpul ăla, o stică brânză, a plecat domnul Pățicu Brânză și a făcut o listă cu cetățenii și au semnat. Au semnat, dar a fost punctul domnul Vârcea de acord. Domnul Poți care au semnat, ca și în Cașă. La ora actuală nu avem mai mult 100 de familii, 110 cam așa, după așa la gaze. Din 1360 gospodării. Atenție, că aș cânta de Cașă, are 1360 gospodării. Hai să cădem Vlașca și cu Voița. Din 1000 de gospodării care ai înseamnă Cașă, care ajunge ceva de gaze la poartă, s-au branșat 110. Fiindcă costul de branșare sunt foarte mari. Sunt foarte mari, ajung undeva la 3.000 de lei. Și nu prea aș primit oricine și că și noi am de lei mult. Îi mai strâng la pungă pe mult. Dar trebuie cu speranța că se va face. Trebuie cu speranța că se va face. Și cu atât cu orice lucru, dacă ești optimist, până la urmă sunt rezolvă. Deci gazele nu au o perspectivă apropiată. Înseamnă că trebuie luptat sub masa alienoasă, pădurile. Nu, domnul Vrăcea nu știe ce vorba. Am discutat cu dânsul și i-a și spus. Cred că, cu zivărat, sunt rătăciuni, mă facem unul într-un la urmășă. Mă facem unul într-un. Vom merge până acolo, asta e situația. Domnul profesor nu știe, dar... Trebuie să ajungi și acolo. Că dacă nu ajungi la presă... Eu știu că nu sunt miezul problemelor. Dar asta nu înseamnă că nu mă interesează. Da. Am ajutat doar la Mânicuț. Nu s-a făcut nici asfalt cu ulița la care am la ulița. Aveți... Unde a fost discuții? 20 de metri, care erau pe plan. Curița, pe Curița. Nu e niciun acolo. Deci ați înțeles greșit situația, este un nițaforul la cei 20 metri, este la școala Curița. Păi la Curița sunt făcute, care nu era. Dumneavoastră a spus că s-a făcut asfalt cu 20 metri la Cazanul Draghiu și nu era un nițafor. Mă rog, dar Curița s-a făcut aia 20 metri, se poate face așa la moară. Nu s-a făcut niciun la niciun cazan, domnul Mâncă. Nu s-a făcut niciun cazan. Chiar dacă am găsit adresa, dar în Curița s-a făcut.
Domnul s-a făcut 20 de metri în plus. Drumul ăla e 110 de metri. Și la poarta și păi s-a mai dus în 20 de metri în poarta și păi. A lăsat să fie așa. Problemă, spate de la ulița aia, în șurubi, roachi și opinii. A depus-o cerere de data de... un pic. A depus-o cerere de data de 19-5-2015 la primărie cu numărul 3700. Eu știu cât de regulă, orice cerere care vin, nu o las. Să gospiați gânisul fiei la... Eu rămâi cu asta, mă, nu? Îmi dați voi să vorbesc? O păstrez. Îmi dați voi să vorbesc? Dacă nu, eu o să fac și o să vă dau răspunsul. Dacă... Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc, că așa e civilizat. Toți oamenii prezentă și m-au lăsat să vorbesc, ați vorbit dumneavoastră, dați-mi voi și mie să vorbesc. Referitor la cererea care a fost depusă în 19-2015 cu numărul 3700, o să verific mâine, mâine la 8 la București, la Ministerul Dezvoltării. Vine, o să verific vine, cui am repartizat-o rezolvare și ce-a făcut. Da, e depusă la doamna Lucica. Și ce-a făcut? Dacă am repartizat și cu siguranță am repartizat-o și asta l-a văzut, persoana respectivă... Dacă n-a ajuns, întrebați pe aia. Persoana respectivă, vă spun fizice, va fi sancționată. Da. Când a pune primul care sancționează primării. Să știți cum chiar așa, bun cu pat. Adică bun cu dreptate, cu nedreptate sau cu nedreptate, care nu trebuie să spun. Deci oamenii trebuie să muncească. În interesul, dacă nu și-a datoria, dat-o cuiva și nu și-a făcut datoria să vă răspundă sau să vă rezolvă, pe doar vă răspunde persoana respectivă. Cu siguranță vreau să vă spun că plec. Cam atât, și cu dealul stâng. Într-adevăr, dumneavoastră, jucați-o respect cu asta și consiliul local. Acolo ați cumpărat. Da. Problema este ambigu în dealul stâng de cine. Doar tanti Aurica Mânicuță să cumpără cu act de mână. Văleanu cumpără cu act de mână, Comănești cumpără cu act de mână. Niciunii din ei nu au contracte de vânzare, cumpărare legalizate prin notariat. Acele acte de mână, practic, sunt ilegale. Mai mult atât. Dar e cu drept a închis tot dealul stâng de acolo. A închis, vă răspunde că cineva l-a judecat. Cum adică? Mai mult atât, fiind proprietăți private. Cât timp vine Constituția României îmi garantează dreptul la proprietate, că dacă domnul Brebuiță și cum și mă deranjează, eu, nu primarul unității administrative teritoriale sau vece primar sau consiliu local, îmi fac judecată. Eu singur chestionez vecinul, dacă nu, îl dau în judecată pentru tulburare de posesii sau ocupare în mod abuziv a terenului. Și au prețuit. Și aia e și de la urmă, dacă s-a constatat că ăla a fost un abuz. Și hârtia act de mână să ține cont la tribunal. Să știți că am fost și am văzut. La tribunal. Da. Dar știți care e problema? Trebuie demisată persoana care a luat bani și de la dumneavoastră și a luat bani și de la Comănești. Dar nu au o instanță judecată, domnul Băleanu, poate să rezolve această problemă. Eu am fost acolo și mi-a dat interesul, am luat și polițistul, să fac o măsurătoare. A ieșit un scandal monstru între domnul Băleanu și Comănești, Costică, că așa e ambițios, să iei la bătaie. Și ziceți, bun, pastare. Și n-am să vă lăsați măsuri. Ne lăsăm să vă lăsați măsuri, nu pot face abuz. Deci primarul sau oamenii legați de primar, dacă proprietarul sau cetățeanul în cauză nu lasă măsoare, nu poate face un abuz. Mai mult dacă primăria, când primar care e președinte cu comisie de fond funciar, după ce s-a legat un titlu proprietate, deci a pus în posesie, nu mai poate să ducă să mai pună semne de votat. Îi poate pune dacă cu acordul celor care se reclamă în pal. Sunt de acord, îi chemăm, am iar danel. Am măsurat, aici ar fi votarul tău, aici ar fi votarul tău. Ei sunt de acord. Dacă ei nu sunt de acord, așa, trebuie trimis la instanță și va decide un expert de tăcăresc. Altfel, dacă știți codul penal, punerea de semne de votat de oricare persoană, cât este cu ăsta, expertul judecătoresc, după punerea posesii, este penal cu închisoare de la 2 ani la 5 ani. Ca și tipul după, n-am să fost și eu, dacă aș face o prostie, unde m-aș afla. Adică voi să nu o fac, e pregătit să o faci. Deci noi putem ca primărie, ca primar, să pun semn de votar, dacă este un litigiu și nu poate rezolva cu calea viabilă. Da, să rezolv cu calea viabilă și părți înțeleg și nu sunt atât de agitate, atunci da, e înțeleg, nu le pun mai și votar. Pe când acolo e vorbirea acum cu doamna Aurica, nu e înțelegere, acolo tot timpul e tensiune. Și cu Comăneci, și cu Văleanu, și toate unii cu o parte. Dincolo m-a prins Văleanu, dincolo m-a prins Comăneci. Da, dar nu... Așa, și nu mai ai nevoie nici cu ghidioțe. Deci asta vă spun, ți-am spus și atunci. Deci nu avem incompetența. Puteți merge unii vreți dumneavoastră. Mergeți la prefectură. Trimiteți scrisoare la guvern. Trimiteți scrisoare la parchet. Trimiteți la judecătorii. Da, când vine, când am venit cu... Eu eram de sală când a venit Comăneci. Cine? Dar am dreptate. Toți atenți, ca să servim. Eu, Comăneci? Așa că am la poliție, că e de domnule, e de așa, e de așa. Stai niște, Comăneci, mă, pe fișe și pe mine. Comăneci a fost contra mea și campanie, va fi și
Și dacă vii și mă, dumneata, ești contra mea, te voi să vii la fel de bine? Și bă, nu, niciodată n-am făcut diferență și nu voi face niciodată. Ei cunosc că în care așa ați crescut. Ați crescut singur, pe o familie cu oameni bătești, la mă, că tu fii la măcar bun simt. Și chiar dacă e cel mai bun lucru la urmă, să aibă bun simt, să fii echilibrat, echilibrat, școlit, cu el, cu altcineva. Eu nu m-am rugat, acum trebuie să fiu un om. Nu știu dacă voi fi eu sau nu așa. Vă mulțumesc frumos. Mai zic că aș vrea să am o replică, că ați pomenit de cuvântul risipă, cred că v-a deranjat. Ce înțeleg eu prin risipă? De exemplu, haideți ca să dăm exemple de asta. Vorbea și domnul de iluminatul din Câmpul Mănăstirii. Să ne spuneți nouă că ați făcut iluminatul din Câmpul Mănăstirii pentru navete și de acolo, ne ieșim de înțelegem de câtă este, așa de neșiniți. Dacă ați făcut pentru acei navetiști iluminatul din Câmpul Mănăstirii, chiar suntem așa. După aceea, dacă ați făcut terenul de fotbal, iarăși de 3 miliarde, al doilea teren de fotbal în Curița de 3 miliarde, părerea mea, iarăși, opinia mea, este risipă, pentru că sunt alte priorități. Când școala de la Curița este renovată pe aproape 100.000 de euro, atenție, la grădiniță astăzi fiind 6 copii. 6 copii. Pentru 6 copii, care va veni un alt primar, i-a îmbarcat în autobuz și a duce la casă, în căldură măcar. Era un frig acolo cu după aceea. Deci asta, prin asta înțeleg risipă, să știți că Udrea plătește pentru galabute. Nu pentru terenurile în pantă, nu pentru stările alea aiurea lăsate pe acolo. Mă tem că o să întâmple la fel și cu alea. Adică o să rămâne niște obiective frumoase, foarte bune, dar necopurate. Este opinia mea, după părerea mea este risipă. Nu condamnabil, scriptic contabil. Poate nu. Dar, da, o să fie niște obiective degeaba. Iarăși ați pomenit de căminul de la Curița, care ar fi putut ajunge la 16 miliarde, sau ajunge, sau... Foarte bine, nu mă înțelegeți. Căutați, obțineți un preț foarte bun, acționați în judecată, faceți tot ce puteți pentru a micșora prețul. Dar chiar la 16 miliarde, știți cât ar fi fost metru pătrat? Undeva 800-900 de metru construit. Știți cât a costat WC-ul dumneavoastră la între 800 și 900 de metri? WC-ul de la școală. Faceți un calcul. Uitați, am făcut eu acum. Atât a costat. Da. De asemenea, salubritatea, este o variantă foarte bună asta cu pubelele la fiecare gospodărie, ușor de urmărit plată de fiecare gospodar, dar în condițiile în care am fi avut drumuri. Închipuiți-vă la mine să-mi treacă la de 4-5 tone în fiecare săptămână, e... dacă ai drumuri, da, e bine. Să-mi intre ăla în fiecare săptămână, da, e practic de Nu vă contrazic pe domnul Mușu, dar vreau să spun un singur lucru. Terenul de fotbal de la Curița a existat. Nu se face acum. El se îmbunătățește atâta tot. Eu l-am prins. Am 41 de ani de căsătorie, soție, să mă ierte Dumnezeu. Dar acel teren era acolo și era bine. Era puțin în pantă undeva într-un capăt către colța. Atât. Domnul Drăgeau, e vorba de 3 miliarde, da, nu da, știu, dacă suntem, ca eu vorbesc ca teren. Nu se face acum, ăla a existat. Una. Și copiii la grădiniță, după câte știu la grădiniță, sunt 21 de copii. Sunt 20 înscriși, 11 frecventează mai des, da. Maximum au fost 13 și astăzi 6. Întrebați-l pe domnul Vărean, a fost astăzi. Sunt 12, 20, nu se poate. 10, 11, astăzi erau 6. Din 15. Ei luat în autobuz, ei dus la casă și măcar ei dus în căldură. Dar nu o să te închipuiți-vă să încălziți așa. Prescolare, nu se știe dacă un zem de întrebare cu transport. Dar cum credeți că i-aduceți pe ea din capăt? Tocmai în capătul ăsta. Trebuie, nu vorba din soții lor. Înțelegea nu știu dacă voi la noi. Dacă există o investiție a privatului sfărului în mandatul lui până în prezent, neapropat în Consiliul Local, vedem mâine. Toate investiția pot urma. După cum răstiți, nu e numai iluminat public, este și investiție de rezidenția de 3.80 sau câte, spre 60, 3.80, care deservesc, va deservi construcțiile care vor avea loc acolo, având zonele de gravilat. Brănici are voie de casă acolo, are, deși așa am putut că sunt în vacanță, sora lui Cimboia Ionică, asta Vlad, Felicia, cu ea mărântul. Știți, dumneavoastră, curentul?
De la circo. Circo cu dată faliment, a tăiat curentul, a rămas aia fără curent. Deci sunt case acolo în zonă și este doar intrabilat, nu-i făcut întâmplător și aiure. S-a mai spus de veceul la școală. Nu știu dacă este comparabil cu căminul la curte și la aceeași valoare, dar vă spun cu o chestiune. S-a aprobat acel veceul la școală și contractul la cheia doamna director. Se pleacă. Nu l-am încheiat eu. Dacă este ținătura mea pe contract și pleacă contractul, voi da explicații. Dacă nu, nici că e cu doamna aia explicații, eu zic orice evaluare care se face cu domnul Moșu. Femeia este speriată, nici nu vrea să audă documentul. Da, și plecat. Nu mai este agerat. Că ce-i speriat? Am o impuțiu oare să vedeți e contract? Da. Nu, mă știu cum vă spun, dar eu vă spun prețul la metru pătrat. Dar nu... directorul școlii, n-am avut nicio treabă. Mi s-a pus și atâta tot. Cine a luat? Valu? Ai lăsat tot așa. Deci nu, a zis Pizirioș, i-am impus eu cu făcut dragul cu... Ia, că interesant. Afirmație, afirmație. Pom, doamna Zemetat? Nu s-a luat directorul. S-a pus în față ce? S-a pus contract. Nu s-a pus nimic în față, dar nu este chestia cu care devine directora este de vină. Asta e ancheta acolo la... Am spus că nu a semnat ca primar contractul respectiv. Gata, am înțeles. Ai înțeles ce ai vrut, Cosmin? Domnul primar, o întrebare vă mai pun și eu. Școala asta are aviz de funcționare din punct de vedere sanitar? Aia de mine, aia foarte mult, dacă are. Dacă are. Când începem să o consolidăm? Asta e. Domnul primar, Cine este pentru? Vedeți că nu trece pe proprietatea comunii ca cine este pentru? La cuțiunea cu apă. Fiți atenți ce votați, nu aveți surprize din tot timpul. Păi vedea, zice că am luat acceptul și ies la... Să vedem. 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 Se abține cineva? Nu abțin pentru, nu pentru această soluție. Vreau apă în urmă acasă, dar nu prin această soluție. Deci se abține domnul Curela, da? Deci 10 pentru. Dar potrivit cineva? Nu. Domnul Curela, așa. Supun la vot proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? 6, 7, domnul Mușu? E trecut și el la opțiunea în rectificare, nu? Că să leagă una poate. Dar de cum trebuie să leagă? Lasă la faci cu micii buni și vinim și o parcă aveți pe aici. Nu sunt atent. N-am citit în rectificare 40.000 pentru asta, îți faci? 10 milioane, 10 milioane. Cine este împotriva? Alea pentru copii. Cine este împotriva? Cine se abține? Mulțumesc. Declar lucrările. Da. Vă mulțumim, doi.